Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună dimineața și bine ați venit la Matin 7, începem o nouă zi împreună. O veste bună este că putem să încercăm și o să reușim cu siguranță să ne relaxăm împreună la Matin 7. Vă invit să rămâneți cât puteți, vă invit să comentați pe rețele sociale și mai ales pe pagina noastră de Facebook. Vă invit să interacționăm, să comentați tot ce se întâmplă. Noi vă răspundem chiar în direct și, bineînțeles, vă invit să rămâneți cu noi. Începe Matin 7. Suntem din nou în platou pregătit pentru prima discuție noastră de astăzi, o discuție pentru tot legat de copii și legat de educație. O să vedem care va fi viitorul educației aici în România și vă propun pentru acest subiect să ne întâlnim cu Loredana Coman. Bună dimineața, Loredana, și bine ai venit la Matin 7! Bună dimineața și mă bucur să ne revedem într-o astfel de formă și într-un astfel de context. Da, eu m-aș bucura mai mult dacă erai cu noi în acest platou. Totuși, contextul face că trebuie să ne protejăm în continuare. Ai văzut ce se întâmplă cu măsurile de relaxare, practic s-au amanat și s-au anulat. Înseamnă că, practic, nu știm ce se va întâmpla în viitor. Se poate schimba foarte repede și, mai ales, dacă vorbim de educație, se poate schimba și pe termen lung. Cum vezi tu, ca director de educație, director educațional, cum vezi tu această pandemie și care vor fi conștiințele ei? Pandemia a adus cu sine nu numai o nevoie urgentă de schimbare, dar și nevoia unei adaptări rapide. Și cred că o adaptare rapidă la contextul acesta este de fapt o resursă de putere. Pentru că în clipa în care percepem pandemia nu neapărat ca o problemă, ci ca o oportunitate și ca o criză, ca un moment în care să facem un pas înainte, atunci lucrurile se schimbă și soluțiile cumva apar. Bineînțeles că dacă vorbim de sistemul privat și de sistemul de stat, întâlnim și de o parte și de alta diferite probleme, însă au în comun un singur lucru. Ambele trebuie să construiască viitorul copiilor și să răspundă pe de o parte nevoilor instituționale și pe de o parte nevoilor de formare a copiilor și de asigurarea unui viitor trainic. Prin urmare, dacă este să vorbesc despre sistemul privat, este clar că aici oportunitatea este mai mare și este șansa multor grădinițe să schimbe modul de lucru și să se adapteze din mers la o nouă cerință, aceea de a petrece mai mult timp afară, aceea de a le oferi copiilor experiențe concrete de învățare, pentru că deja suntem împinși de această pandemie să renunțăm la modul tradițional de lucru, să renunțăm la a sta foarte mult timp în interior, la a petrece mult timp cu măsuțe sau cu diverse materiale care sunt greu de igienizat sau care limitează din anumite puncte de vedere interacțiunea copiilor. Deci mi se pare că acest mediul privat are un avantaj față de mediul public, pentru că în mediul public, dacă vrem să schimbăm ceva la școală, trebuie să trecem prin mai multe etape. O școală privată are o flexibilitate mult mai importantă și o grădință poate să schimbă programul mult mai simplu. Totuși, trebuie să găsim o variantă care ar fi și potrivit legat de sănătate, adică să respectăm toate măsurile, să fie și copii sănătoși, dar totuși să învați cât mai bine posibil, pentru că, de exemplu, cum am văzut în această perioadă, sistemul de școală de acasă, pe termen lung, crezi că este posibil, este ceva care poate să meargă, poate să fie bun pentru un copil? Un copil poate să învață cu doar câte 2-3 ore pe zi în fața laptopului cu profesorul? Sistemul de învățământ online poate fi o soluție, însă de moment. Este ineficient, în special cu școlarii și preșcolarii mici. Chiar și cu cei mari, însă trebuie o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Sistemul online poate să fie complementar, poate să fie o mână sau o gură de oxigen pentru cel față în față, pentru cel fizic. Însă nu poate suplini nevoile de interacțiune socială, nu poate suplini dezvoltarea emoțională și socială a copiilor în contextul în care aceștia petrec mai mult de 3 ore, chiar 4, 5 ore, 6 în cazul elevilor mari, în fața calculatorului. Plus că îi privează de anumite interacțiuni, de anumite situații care ar putea să fie experiențe de învățare.
învățare pentru ei. Iar legarea prea mult de un ecran poate să dea dependență în mai multe direcții pe care nici părinții din România, dar nici profesorii încă nu le pot stăpâni și nici nu le pot identifica pentru a interveni corespunzător. Prin urmare, nu cred că învățământul online este o soluție, ci mai degrabă poate fi o gură de oxigen sau un apanaj atunci când e nevoie să se intervină. Deci poate să există până la urmă un fel de sistem ibrid care ar implica și activități sociale, dar totuși încadrate și cu copii protejați, plus un sistem care poate fi online cu niște cursuri care nu sunt neapărat necesare în mod fizic, să completează tot și să protejeze copii. Exact. Cred că asta este nevoia la care învățământul românesc trebuie să răspundă, să asigure un echilibru și un hibrid, așa cum îi spui tu, între cele două metode. Însă, pe de o parte, sistemul de stat are foarte multe limitări. Trebuie să luăm în calcul resursa umană care nu este calificată în această direcție. Nu mai vorbim de lipsurile tehnologice pe care le întâmpină deopotrivă și copiii, dar și profesorii. Iar, pe de altă parte, sistemul privat trebuie să susțină cu o investiție din spate, investiție care poate să fie sau poate să nu. Și atunci, cumva, ambele sisteme bat pasul pe loc. În continuare, cred că cea mai bună variantă este o regândire a întregului sistem de învățământ și asta se poate face din două puncte, din perspectiva managementului, care trebuie să fie un management organizațional orientat spre a găsi cele mai potrivite căi de implementare a tuturor restricțiilor, pentru că asta e, trebuie să le respectăm și din punctul ăsta de vedere nu putem, nu putem să ne abatem. Iar pe de altă parte, din punct de vedere al calității educației, pentru că să nu uităm, și dacă ne uităm și la examenele care tocmai s-au încheiat, unele care tocmai încep, rezultatele nu sunt tocmai îmbucurătoare. Și cred că aici este o problemă, pentru că se focusează foarte mult întreaga lume educațională, să zic așa, pe a asigura niște metode de lucru fără să țină cont, de fapt, și de specificul copiilor, de programa pe care trebuie să o predea, de instrumentele pe care trebuie să le adapteze și în spațiu online, dar și într-un spațiu fizic clar restricționat și clar limitat. Și atunci, cumva, cred că ar trebui să pornim de la ce nevoie au copiii și cum le putem asigura într-un context de pandemie. Doar asta poate să răspundă eficient contextului actual. Deci, totuși, putem să găsim, să vedem aici o oportunitate, pentru că, într-adevăr, a fost un context destul de brutal, ne-a lovit dintr-o dată și era neașteptat, pentru că am sperat mult timp să nu ajungă în România, dar totuși a ajuns. Dar văd aici o oportunitate de a ne gândi pe termen lung, pentru că putem să fim aproape siguri că este primul episod așa concret, dar nu va fi neapărat ultimul, se poate întâmpla iar peste un an, peste doi, peste trei ani, deci trebuie să fim pregătiți pentru asta. Dar totuși mi se pare că această generație care, cum ziceai tu, a avut o examene, a fost puțin sacrificată. Asta este, nu avem ce să... care vor fi. Da, dar nu avem ce să facem din păcate, pentru că toți cu toți am fost prins cu o surprindere, dar totuși anul viitor, dacă nu se schimba nimic, nu putem să zicem că nu știam și că n-am putut să anticipăm. Întocmai, nu putem să spunem că n-am știut, iar primul val sau ce s-a întâmplat în primăvară și acum, nu numai că ne-a luat total nepregătiți, dar ne-a izbit așa de o realitate pe care, deopotrivă, cei care ne conduc, dar și noi din lumea educațională, uneori voiam să o vedem, alteori nu voiam să o vedem, iar acum am fost izbiți tocmai de toate hibele și de toate problemele pe care cumva le găseam explicație sau cumva le găseam un rol, un ceva. Iar acum nu putem să mai mergem așa cu toată chestiunea aceasta, iar dacă ne gândim la ceea ce urmează din toamnă, e clar că fie că vorbim de grădinițele private sau cele de stat, copiii au aceleași nevoi. Prin urmare, infrastructura trebuie adaptată, ceea ce îmi vine greu a crede, pentru că e timpul mult prea scurt, iar resursele sunt mult prea puține și înainte de toate e nevoie de o gândire strategică. Iar inteligența adaptării sau inteligența schimbării face diferența între supraviețuire și eșec, adică între a rămâne pe piață și a te închide, la sistem privat mă refer, iar când vine vorba de sistemul de stat, acolo este doar
o amăgire că lucrurile vor fi mai bine în contextul în care sunt clase supraaglomerate, în contextul în care sunt primării care nu pot să aloce banii nici pentru dezinfectant, dar mai, ce să mai zicem, de calculatoare sau laptop pentru profesor, pentru elevii aflați în dificultate. Evident că aici poate să aibă un rol important și mediul social. Și aici mă refer la ONG-uri, la fundații, la tot ceea ce pot să susțină și pot să organizeze pentru copii. Acest segment din societate. Însă puține sunt cele care se implică realmente în a sprijini și a duce mai departe copiii care chiar nu pot avea acces la un astfel de hibrid educațional sau cum să numim, unde mai punem la socoteală că este vorba și de copii care au nevoie mai întâi de asigurarea nevoilor de bază. Înainte de cele educaționale. Da, pentru că într-adevăr este un context educațional special, dar și economic special, pentru că mulți oameni s-au pierdut locuri de muncă, este o situație dificilă și noi ca oameni, ca membri din societate, putem să ne implicăm. Ai spus foarte bine că sunt foarte multe fundații, asociații care se mobilizează în momentul de față pentru a ajuta oameni. Am vorbit deja cu mai multe asociații aici în această emisiune. O tabletă pentru copii ar costa în jur de 300 de lei. Dacă 10 persoane se adun și ofer doar 30 de lei de donație, deja avem o tabletă pentru un copil. Doar că trebuie să avem această dorință, trebuie să ne implicăm cât mai mult, pentru că nu putem să, încă o dată, să așteptăm să vină statul doar cu toate soluțiile, adică nu, asta nu se poate. Iar pe de altă parte, uneori nu doar tableta este suficientă, este nevoie de o pregătire, de o trăinuire a celor care lucrează în online, de folosirea programelor propice, pentru că este o penurie de programe, de aplicații care pot fi folosite în online, multe dintre ele și eu le-am experimentat și nu sunt neapărat eficiente și nu își găsesc neapărat rolul în lucrul cu copiii. Mai ales că e foarte ușor să ai o platformă educațională, să înregistrezi timpul pe ea și să spui că ai lucrat. Aici este vorba și de un întreg context de gândire și de evaluare și de urmărire, dacă vrei, a întregii activități. Și nu neapărat în scopul de a vedea cine cât face, ci de a urmări eficiența și dacă ți-ai putut atinge obiectivele educaționale astfel, printr-un învățământ partajat, ca să nu mai spunem că deja este ruptă în mai multe segmente din multe puncte de vedere, așa cum este al școlilor care beneficiază de profesori calificați, al școlilor care nu beneficiază de profesori atât de bine pregătiți, sau a grădinițelor care au clase suprapopulate și atunci cu 30 de copii, evident că nu ai cum să îi împarți în câte 10 într-o clasă sau așa mai departe. Iar pe de altă parte vine și cum să spun, contextul economic care te împiedică pe tine ca profesor să poți să faci și ore în online și ore fizic, pentru că se va pune problema a salarizării, cum va fi remunerat acel profesor care lucrează și în online o zi, o grupă la școală cu ceilalți. Sunt foarte multe aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere, tocmai de aceea spun că e momentul în care trebuie gândită o strategie și nu neapărat niște schimbări sau niște soluții oferite pe repede înainte. E adevărat că presiunea vine din două părți, pentru că se apropie deja începerea anului, noului an școlar și trebuie răspunsuri foarte multe. Însă realitatea ne arată că nu putem să suplinim 15 sau 20 de ani în care cumva nu am avut parte de o gândire strategică în învățământ. Prin urmare, suportăm acum consecințele, însă eu cred că nu este tardiv să gândim strategic, iar ce noi, cei din mediul privat, avem cu atât mai mult oportunitatea de a ne adapta din mers și de a oferi părinților ceea ce este nevoie și să oferim, să regândim grădinița privată mai mult din punctul de vedere al copilului, din experiența proprie de învățare, ori asta poți să o faci foarte ușor respectând toate măsurile impuse de ei. E adevărat că unele sunt exagerate, însă cred că vor fi schimbate odată cu începutul anului școlar, pentru că sunt nerealiste. Da, oricum vorbim de adaptare, într-adevăr luăm toate măsurile, dar până când se dovedește dacă sunt utile sau nu, este important să ne adaptăm și să le respectăm. Asta nu putem să le încălcăm. Și uite că ai vorbit și am vorbit în mod general despre partea concretă, despre organizare, despre pregătire profesorilor, dar totuși este o parte esențială, este vorba de emoție copiilor, pentru că în momentul de față au stat mai mult acasă, au pierdut din socializare. Care este impactul emoțional din această situație pentru copii și care poate fi impactul pe termen lung?
Impactul este foarte mare, atât emoțional, psihologic, social chiar. Și asta se văd în modul în care relaționează, în modul în care interacționează. Evident că celor mici le-a crescut timpul petrecut pe tabletă, ceea ce nu este neapărat, sau în fața ecranului, ceea ce nu este neapărat benefic. Pe termen lung, efectele pot fi, din punctul meu de vedere, devastatoare, pentru că o rupere de contextul social care îți asigură dezvoltarea și care îți asigură partea de interrelaționare te dezechilibrează și individual, pentru că nu mai ai anumite repere, nu mai poți dezvolta în timp util anumite abilități de comunicare, de rezolvare conflicte, de colaborare, de interacțiune echilibrată și pozitivă. Și atunci, da, dacă ne ducem pe toate ariile acestea, bineînțeles că pe termen lung copiii vor avea foarte mult de pierdut, adică viitorii adulți se vor reconfigura diferit de ceea ce ne propunem. La care, bineînțeles, că se adaugă emoționalul. Și aici intră sfera prieteniilor, a legăturilor care ne ajută să ne echilibrăm din anumite puncte de vedere, care, da, pot fi menținute prin prisma ecranului sau nu. Chiar și dacă sunt menținute, sunt menținute la un alt nivel și nu au același impact, nu au același echilibru pe care ți-l poate oferi o întâlnire cu prietenii sau o activitate de entertainment cu cei dragi. E adevărat că relaxarea măsurilor au redus cumva din toată chestiunea aceasta, însă nu înseamnă că pe cei mici a reintrodus într-o rutină. Vârsta preșcolară și în general și școlarii, și cei mici și cei mari deopotrivă, au nevoie de câteva lucruri foarte clare, disciplină și rutină. Atenție, disciplina nu înțeleasă în sens peiorativ sau cum era cultivată acum vreo 30 de ani pe vremea știm noi cui, ci în sensul de program, de organizare, de responsabilizare. Evident că poți să faci treaba aceasta cu responsabilizarea cumva și cu ajutorul internetului, că va ști copilul că de la 9 la 10 are matematică sau de la 11 la 12 va avea română. Însă nu este același lucru, pentru că nu va putea să împartă sarcinile cu cineva, nu va înțelege răbdarea și lucrul, efortul care este în spate din moment ce el stă pe scaun în fața unui calculator, eventual operează câteva lucruri pe care din mers le învață. Atenție, populația României, și mă refer la copii, nu au atâtea abilități pe calculator încât să putem spune că vor performa cu toții într-o tehnologie a viitorului sau lucruri de genul ăsta. Da, pentru că zicem că în România avem cel mai bun internet din Europa sau era cel mai bun pe vreme și avem impresia că cu toți suntem informatician priceput și că avem acces la tehnologia, dar din păcate este adevărat doar în oraș, dar în mediul rural nu este neapărat cazul și este nevoie de multă pregătire pentru copii. Dar legat de partea emoțională, uite că tot mi s-a întâmplat în minte această imagine care a venit chiar din Franța. Vedeam o grădiniță în care copii, când s-au redeschis grădinițele și școlile, copiii erau pus în curte între niște pătrați de un metru pătrat, efectiv, erau desenat pe jos și stăteau și se juca singur și erau 2 metri între fiecare pătrat. Adică când vezi copii care sunt închiși acolo și nu pot să se ating, nu pot să interacționez, nu pot să fac nimic, se pare, adică... Da, se creează o frustrare foarte mare pentru copii. Din păcate, mai ales cei mici, câteodată nu pot să conștientizeze, oricât le-a explicat de bine aceste reguli și care este rolul lor. Iar rezultatul este că adultul va interveni prin regulă, din afară, prin coerciție, dacă vrei, cu stabilirea unor norme foarte clare. Tu stai la 2 metri de colegul tău, tu stai mai încolo și așa mai departe. Însă asta crește cumva individualitatea, crește cumva egoismul, lucruri pentru care noi nu milităm ca societate sau noi nu le aveam ca scopuri educaționale. Dimpotrivă, aveam fix opusul. Aveam interacțiunea, apropierea de ceilalți, empatia. Pe când acum ai o barieră și evident că pe termen lung această barieră cumva va rămâne. E firesc să avem grijă la normele de sănătate, însă toate acestea au un impact emoțional și, așa cum spuneam mai devreme, este o îngrădire a emoțională, o îngrădire a manifestărilor care vin din natura copiilor, care sunt exuberanți, care se manifestă toate trăirile și de bucurie, de tristețe, de frustrare și așa mai departe. Și dintr-o dată e o limitare. O limitare care poate să fie benefică din punct de vedere sanitar, însă pe termen lung societatea crescută într-o astfel de măsură nu cred că va fi tocmai cea mai performantă din punct de vedere a relațiilor sociale și a relațiilor interumane.
Și uite, Loredana, văd o altă oportunitate în acest context și legat de această strategie de care vorbeai tu mai devreme, de strategia de viitor. Mi se pare că părinții au un rol esențial, de jucat de obicei, au un rol esențial în educație, dar totuși, nu vreau să fac o generalitate, dar sunt părinți care puneau copiii la grădință, la școală, și ziceau, este rolul profesorilor să se implice, să se ocupe de educație, noi facem educația acasă, dar tot ce ține de învățământ se întâmplă la școală și noi ne vedem de treabă, ne vedem de munca noastră. Cu această perioada pandemică, na, părinții s-au fost obligați totuși să se ocupe de copii, pentru că n-ai cum să, adică dacă nu ești lângă el când este pe laptop, el plece, nu urmează cursul și mai departe. Deci asta este o oportunitate, pentru că părinții au un rol de jucat în asta și au un rol de jucat în această strategie de schimbare a educației. Exact. Eu cred că pandemia a adus dincolo de o oportunitate un mare beneficiu societății. A implicat mai cu forța, mai cu vinișorul, părinții în viața copiilor. Din păcate, ultimele generații de părinți sunt câteva generații care aparent preocupate de creșterea copiilor și influențate cumva de toate cursurile de parenting susțin acest lucru, însă realitatea e alta. Erau generații de copii lăsate la grădinițe sau în tot felul de cursuri de la 8 dimineața la 6 seara. Iar ce a făcut această pandemie a fost tocmai să-i pună pe părinții în ecuația educării și formării copilului dincolo de a-i asigura nevoile de bază. Iar acesta nu poate să fie decât un lucru foarte bun, pentru că este în momentul în care părinții trebuie să le dea copiilor un exemplu. Dacă părinții vor să vadă un adult responsabil pe stradă care are grijă de sănătatea lui și de celuilalt, exact asta trebuie să facă și el, trebuie să fie un om responsabil. Acum a fost momentul în care copiii au putut să învețe alături de părinți importanța unor reguli, importanța unor norme, a răbdării, a timpului de calitate petrecut împreună și mai ales a concesiilor. Pentru că aici era una dintre probleme. Oferam copilului tot ceea ce își dorea, tot ceea ce simțea, pentru că îi asigurăm nevoile emoționale. Un pic greșit pe alocuri toată chestiunea aceasta, însă pandemia cred că ne-a dat ocazia unui echilibru în toate. Ca să nu mai vorbim de spiritul civic, care din păcate în România nu este cultivat nici măcar de familie, în școală, poate da, poate nu, o altă discuție lungă. Însă, acum a fost momentul în care acasă copilul a învățat ce înseamnă să-și respecte vecinii, ce înseamnă să-și respecte aproapele, cum să-și limiteze acțiunile și de ce este nevoie ca noi toți împreună să lucrăm pentru binele nostru, bineînțeles, și pentru binele colectiv, dacă noi cu toții suntem bine și eu individual sunt bine. Și atunci pandemia nu poate să aducă decât un mare, mare beneficiu societății românești din acest punct de vedere. E adevărat că i-a trebuit cam vreo lună de zile părinților să treacă de șocul am copilul acasă, ce fac cu el, nu am unde să-l las, nu lucrează, nu învață, cum să-l învăț, cum să-l ajut, ce mă fac cu el și așa mai departe. Dar cred că o mare parte, o proporție destul de mare dintre părinții români au învățat că este în regulă ca cel mic să fie implicat în toate aceste lucruri. Și pe de o parte a fost ocazia în care copiii au învățat responsabilitatea, că vrând nevrând, stând acasă, au fost implicați în treburile casei, au fost implicați în activitățile de zi cu zi ale părinților. Prin urmare, poate să fie exploatată din punct de vedere educațional această perioadă și pentru părinți, dar și pentru copii. Uite că mi-a plăcut foarte mult această discuție, pentru că am văzut că au fost oportunități și chiar au fost avantaje în această perioadă, doar că totuși trebuie să lucrăm pe asta, să folosim asta ca o bază, să folosim asta pentru o strategie de educație mai bună pentru viitor, pentru că, repetam, se poate întâmpla încă o dată această pandemie și trebuie să ne pregătim pentru, nu știu, mai multe valori, să zicem, și pentru alte perioade și să revedem sistemul educativ. Tu lucrezi deja în domeniul ăsta și te pregătești foarte bine de asta, dar ar fi bine să facem asta la nivel global, să ne pregătim cu toți, și părinți, și profesori, și mediul privat, mediul public, și mai departe, să lucrăm cu toți împreună, să avem copii cât mai bine educați și pregătiți să se confrunte cu acest context. Loredana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta din această dimineață și te mai așteptam cu drag. Poate spre septembrie să vedem cum care vor fi măsurile luate și să vorbim din nou despre educația când o să avem o vizibilitate mai clară asupra anul școlar nou care ajunge. Mulțumesc mult! Cu mare drag, mulțumesc! Mulțumesc.
Vom descoperi în această dimineață că putem să îmbinăm muzica și poezie, să îmbinăm cele două arte într-o combinație foarte frumoasă și vă propun pentru a descoperi asta să ne întâlnim în această dimineață cu Cornel Tudose. Bună dimineața, Cornel, și bine ai venit la Matin 7! Bună, Fabian, și bine v-am găsit. Felicitări pentru aceste frumoase emisiuni pe care voi le realizați. Le urmăresc în ultima vreme din ce în ce mai des. Asta mulțumită prietenilor mei, în special Cristinei Maria Firoiu, care înțeleg că a fost de câteva ori la voi în studio. Și Nora, la fel, care de asemenea v-a recomandat și, într-adevăr, sunteți un post de televiziune grozav. Îmi place. Mulțumesc foarte mult, Cornel. Încercăm, într-adevăr, mai ales în această emisiune, să aducem arta și cultura pe primul plan, să vedem că putem să ne relaxăm, să ne simțim bine, indiferent de context în care trăim. Vorbim despre măsuri de relaxare, de exemplu, care s-au anulat. Îmi place să zic că nu s-au anulat la Matin 7 și că noi putem să ne relaxăm și să ne relaxăm preună cu tine, pentru că muzica, cred că la asta ne ajută. Și aș vrea să te întreb, să facem puțin cunoștință, de unde ți-a venit pasiunea pentru muzica și la ce te ajută muzica în viața ta? Pasiunea pentru muzică? Nu, cu pasiunea pentru muzică te naști. Vii cu ea din partea cealaltă. Nu știu dacă se poate educa, este adevărat că o poți educa fără discuție, dar devenit vii cu ea, așa cum vine orice om pe lumea asta și este predestinat unei anumite activități, așa vii și cu muzica. Dar dacă ai talent de la Dumnezeu, atunci poți să faci lucrul ăsta. Am început pe la vârsta de 5 ani, într-o joacă. Pe vremea aceea se învăța, părinții își dădeau copiii să învețe la instrumente folclorice, tradiționale, acordeon. Și am învățat acordeonul prima dată, chitara a apărut târziu. Uite că avem o vorbă în Franța, pentru că când vorbim despre talent născut, zicem că te-ai născut cu o chitară în mână sau te-ai născut cu un acordeon în mână, deci la tine se potrivește că la 5 ani este totuși o vârstă destul de fragedă și mi se pare chiar, pentru că acordeonul este, zicea că pe vremuri era așa și în Franța să știi că acordeonul este un instrument extrem de apreciat și avem multe melodii tipici franțuzesc cu acordeon și e un instrument care chiar, poate dacă probabil mai știi să cânti la acordeon, poate o să ne faci o demonstrație într-o zi la Matin 7, o să ne bucur de asta. Dar ai venit cu o chitară astăzi și o să vedem de ce. Pentru că ești și instructor de chitară. Da, sper într-o bună zi să vă pot face o demonstrație și la acordeon, bineînțeles din ce o să-mi amintesc. Dar chitara a rămas dragostea mea cea mai mare. Deși mai cochetez puțin și cu pianul normal și cu alte instrumente de percuție și de suflat și de, dar chitara este instrumentul meu de suflet, îl iau cu mine oriunde merg și este dragostea mea cea mare. Sunt și instructor de chitară, da, am mulți copii pe care îi învăț să cânte la chitară și învăț să cânte muzică folk. Nu altfel de muzică, nu muzică clasică. Muzica care ajunge direct la sufletul oamenilor. Fiindcă asta este important. Cum ai trăit această perioadă de pandemie? Pentru că totuși dacă faci curs pentru copii, nu s-a mai putut în această perioadă. Cum s-a desfășurat tot? Exact cum facem noi acum. Prin această metodă minunată pe care divinitatea ne-a acordat-o, internetul, și prin intermediul laptopului, a telefoanelor mobile, uite așa ne-am desfășurat activitatea, destul de bine, aș putea spune, și continui, încă eu continui această activitate pe internet cu ei, ne vedem în fiecare zi, lucrăm, învățăm piese noi. Deci totuși a fost un avantaj, pentru că un avantaj cu certitudine este că avem internet în momentul de față în această pandemie și nu s-a oprit activitate și mai ales mi se pare că pentru copii, poate și pentru părinți mai mult, este o soluție bună, pentru că înainte trebuie să te deplasezi, să te duci la profesor, adică pierdeai și timp în trafic când de fapt când este pe internet te conectezi cu un minut înainte de clasă, stai până la final și gata, s-a terminat și poți să-ți vezi de treaba la tine acasă. Și mai ales dacă, nu știu, un copil îl știe de tine și vrea sau părinți vor să te aibă ca profesor și sunt dintr-un alt oraș, nu au posibilitatea asta în mod general, dar acum se poate cu internetul.
Sigur, eu am elevi, eu nu v-am spus, eu locuiesc în Râmnicu Sărat, dar am elevi și în Buzău și am elevi și în București. București este orașul care m-a adoptat de vreo 10 ani de zile, fiindcă sunt căsătorit în București, dar serviciul meu de bază fiind aici în orașul meu natal, mă împart între Râmnicu Sărat și București. Cu cei din București și cu cei din Buzău, chiar și cu cei din Râmnic, mă văd prin intermediul internetului și rezolvăm problemele destul de frumos. Și uite că ai reușit pe plan profesional să-ți desfaci o activitate, dar și pe plan personal și creativ a fost o perioadă bună pentru tine, că știu că sunt foarte mulți oameni care au profitat de această perioadă să se dezvolte, să se gândesc altfel, să... adică și pe partea de creativitate era o perioadă foarte bună. Da, a fost o perioadă bună, am lucrat la multe piese, am creat câteva piese pe care le-am și lansat în mediul online și s-au bucurat de succes. Ce să mai, nici nu mă așteptam în perioada asta așa tristă să pot crea ceva, să fie și pe placul oamenilor, dar am găsit o rețetă frumoasă și am cochetat cu un gen de muzică pe care eu l-am în gând de ceva timp, de mulți ani, dar nu la forma care s-a făcut cumva până acum. Să zicem puțin muzică, nu știu cum să o îmbrac, cum să o cosmetizez, gypsy, să-i spunem. Muzică cu tentă, cu versuri oarecum țigănești, adică expresii original, tradiționale țigănești, pe care eu le-am introdus în aceste piese. Și ele s-au bucurat pe toate paginile de socializare, pe YouTube, pe aia s-au bucurat de mare succes. Dar am zis, doar a fost o încercare, am făcut 3 piese, le-am dat drumul și m-am oprit. Am continuat să lucrez, iată, am descoperit această minunată poetă, Firoiu Cristina Maria, pe care tu o cunoști de altfel destul de bine, și din noua generație, aș putea spune, din noile talente care au apărut acum, consider că este una dintre cele mai valoroase poete și trebuie valorificată și exploatată la maxim. Și mulțumesc că a apărut cumva în viața mea să-mi ofere atât de mult material bun pentru piesele mele. Deja cred că am vreo 7 piese, 8 poate, pe versurile ei și nu mă opresc aici. Continuăm. Deci asta mi se pare cel mai deosebit, când doi artiști se întâlnesc și au posibilitatea să creeze o armonie, o legătură foarte puternică, pentru că vorbeam mai devreme de legătura între poezie și muzică. Bine, putem să facem ușor să ne gândim că muzica poate ar fi poezie sau că poezie poate să sună ca muzica, dar totuși să le îmbinăm nu este o chestie foarte ușoară, pentru că tu ai plecat de mai multe texturi și le-ai pus melodie pe texturile respective. Care este provocarea când faci astfel de lucra? Pentru că totuși, nu, dacă sunt textele tale, poți să te gândești, poți să imaginezi, dar nu sunt ale tale. Cum ai făcut cu Cristina să faceți ceva care sună și bine? Cu Cristina nu m-am întâlnit niciodată face to face. Nu ne-am văzut niciodată. Am vorbit de câteva ori la telefon, mai mult pe Facebook vorbim. Am rezonat într-un fel special cu Cristina. Ne mai întâlnit până acum, cum nu știu, îmi vine de sus. Când văd versurile ei, deja melodia a căpătat contur. Nici nu știu cum să explic asta. Da, e ceva care nu se poate explica. E ca și un sportiv care în ultima secundă face ceva ca să înscrie un gol, un fotbalist sau un tenismen sau orice alt sportiv care în ultima secundă știe exact ce trebuie să facă. Așa îmi vin și mie liniile melodice instant. Dar sunt uite că asta, din păcate, eu trebuie să-l recunosc, nu am acest talent pentru muzică, nici n-am avut educația potrivită, suficient de educație pentru asta, dar știu că sunt mulți oameni care, pur și simplu, aud melodie citând. Deci dacă citești un text, deja poți să imaginezi o melodie în spate și asta mi se pare chiar o chestie foarte frumoasă, pentru că mă gândesc eu când citesc o carte sau o poezie, sunt mai practic, adică mă concentrez numai pe cuvintele, dar mi se pare totuși frumos să imaginez că sunt oameni care aud și o muzică în spate pentru că îți pune un alt context în poezia respectivă și asta este probabil ceva foarte plăcut. Nu știu, tu poți să-mi zici. Da, uite, da. Tu ești,
super talentat, că uite, reușești să ții în mână o emisiune de atâtea ore și mi-aș dori să pot să fac și eu așa ceva și eu n-aș putea, dar tu poți să faci asta. Nu, dar nu am nicio regret, pentru că tot pot să apreciez muzica și pot să apreciez, am ocazia, dacă eu nu sunt talentat, să mă întâlnesc cu oamenii talentați și pentru asta îmi place așa să emisiune, să vorbim chiar cu oameni care se implic și vor să schimb lucrurile și să încerc nou lucru. Și pentru că, uite, Cornel, ai povestit despre faptul că ai avut ocazie să pui melodia asupra textele Cristinei, eu ți-aș propune să ne cânți ceva, să vedem cum arată o poezie transmisă prin muzică. Nu știu cum o să se audă, dar astea sunt condițiile, da? E un laptop simplu pe care sunt, da? O să vă cânt ultima piesă, ultima piesă compusă pe versurile Cristinei, Maria Firoiu, se numește Strigăt cu dezlegare la viață. E lansată deja în mediul online, s-a bucurat de succes și asta nu mă încântă, mă bucură și Cristina este foarte bucuroasă. Și sună cam așa. Tu pământ, de ce iubești? Când împarți tot ce primești, când din mine să-ți mai dau și să dau celor ce n-au. Tu femeie blândă vină, despită senină, cât în tine ți-am rămas ca să-ți dau pitit în pas. Doamne, de ce m-ai făcut dintr-un lut cu gust de pruc? Că-și se lasă despărțirea și m-apucă o oglindirea. Să-n audă când mă zbat de tristețe și de drag. Doamne, du-mă la început, s-arunc la păsări lungi, să le zbor și țara până-mi simt vie chemarea. Și atunci mă voi opri, să nu cad lângă copii și să fug de viu și rană până aud cuvântul mamă. Doamne, Doamne, ce-am făcut? Doamne, du-mă la început să mă audă când mă zbat de tristețe și de drag. Doamne, de ce m-ai făcut? Doamne, du-mă la început să mă audă când mă zbat de tristețe și de drag. De tristețe și drag. Mulțumesc, Cornel, pentru această melodie. Într-adevăr, textul este foarte frumos. Cristina este foarte frumos, dar totuși cu o melodie lua o altă amploare, ajungem la un alt nivel. Și chiar mă gândeam la ceva când ascultam această melodie. Ai spus că nu te-ai întâlnit niciodată fizic cu Cristina și te-aș propune și o să vorbim cu ea să veniți amândoi în acest platou, să vă întâlniți chiar aici, să discutăm despre această colaborare care s-a creat online, să reauzim chiar în direct data viitoare o altă melodie cu o altă poezie și să vedem cum putem să îmbinăm arta muzicală cu arta de poezie. Ce zici despre asta? Oh, este minunat, mulțumesc mult tare, este o veste frumoasă, o surpriză plăcută pentru mine să mă întâlnesc cu Cristina la voi în platou,
aș fi foarte fericit să se întâmple lucrul ăsta. Și eu știu suficient de bine pe Cristina să zic că nu s-a refuzat astfel de invitație, așa că o să organizăm asta, să vedem în practic înainte de... În această lună de iulie ar fi perfect, dacă sunteți disponibili, organizăm asta, să vă primim în platou. Între timp, Cornela, aș vrea să te întreb unde putem să urmărim melodiile tale, pentru că ai spus că au întâlnit un succes destul de interesant online, dar totuși unde putem noi să le vedem, pentru că ai pus mai multe online, am avut doar un avant-goût, cum se zice în franceză. Da, am un canal de YouTube, Cornel Tudose se numește, acolo se pot vedea toate piesele mele. Am un album făcut acum câțiva ani, a urmat un al doilea album realizat împreună cu un prieten din București, Cătălin Popa, violonistul Cătălin Popa, un om de foarte mare valoare. Apoi drumurile s-au despărțit și am început să lucrez individual. Am reușit de a găsit-o pe Cristina Firoiu ca și poetă. Am mai colaborat și cu alți poeți, cu Eduard Zale din Constanța, cu Loreta Toader din diaspora din Germania, cu Iuliana Cosma din Grecia, cu Ioan Țoanță din Pitești, mulți poeții valoroși pe ale căror versuri am construit piese. Și, bineînțeles, am compus și pe Grigore Vieru vreo câteva cântece. Probabil că sunt în total, nu știu, vreo 100 și ceva de piese pe acolo răspândite prin YouTube și pe Facebook la fel foarte multe piese. Suntem din nou în platou pregătit pentru prima discuție de astăzi. Am zis că astăzi o să ne concentrăm pe dezvoltare profesională și pe dezvoltare de business și o să vorbim în această prima oră de digital marketing. Mai mult decât niciodată este un domeniu extrem de important. În acest context pandemic am rămas cu toți blocat acasă, așa că ar fi bine să învățăm cum putem să mutăm afacerile noastre online. Și vă propun pentru acest subiect să ne întâlnim cu Antonio Stefanescu. Bună dimineața, Antonio, și bine ai venit la mine. Bună dimineața, Fabian. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să ne întâlnim pentru că tu ești un fel de expert în digital marketing. Dacă ai putea cred să ne dai cât trăim, învățăm. Mereu este învățat și mereu asta e partea, cred că cea mai interesantă în jobul tău este că se schimb lucrurile în continuu. Deci... da, asta da, într-adevăr, în zona de digital marketing lucrurile se schimbă, aș putea să zic, chiar de la o lună la alta. Chiar să nu zic de la o săptămână la alta. Dacă ai putea să ne oferi o definiție asta simplă pentru toți oameni de ce înseamnă digital marketing și la ce ne ajută în dezvoltarea profesională. Ok, partea de digital marketing, practic, cred că toată lumea știe în mare pentru că folosim în fiecare zi, de exemplu, de la social media, Facebook, Instagram, Twitter și așa mai departe, până la lucruri mai complexe, cum ar fi campanii de Facebook Ads sau Instagram Ads, unde îți poți promova activitatea. Practic, partea de digital marketing înseamnă tot ce se făcea înainte în offline, se face acum pe online, adică pe internet, de la promoții, flyere, deci, afișe. Publicitate reclamă, este... doar că se întâmplă online, exact. Deci nu mai sunt panouri publicitare, nu mai... Exact. Bine, încă mai există marketing tradițional și panourile tradiționale publicitare, dar acum, practic, totul s-a mutat în online. Și de ce te-ai venit să lucrezi în acest domeniu? De ce ai vrut să fii antreprenor în acest domeniu? Pentru că m-a atras foarte mult ideea de a avea libertate și de a nu depinde de un singur loc, de un singur oraș sau o țară. Practic, scopul principal a fost să fiu flexibil și să lucrez cam de oriunde din lumea asta. Recunosc, m-au prins cei pe care povesteau că au un business online și lucrează din Thailanda, din Indonezia, din Maldive și așa mai departe. Și am zis, ok, trebuie să încerc, să vedem despre ce e vorba. Și am început undeva prin efectiv undeva prin 2016-2017, dar ca proiecte și ca nu știu, ca și freelancer, am început undeva prin 2006-2007, când am avut deci primul contact. Deci ai început treptat până când ai ajuns la până când m-am hotărât să fac carieră. Da, pentru că este nevoie totuși de un timp destul de mare să exact. Înveți lucrurile, pentru că ne gândim că cu toți putem să ne descurcăm aici pe Facebook, cum zicea, pe Instagram, putem categoric. Să dacă
cu tot știm să postăm, să scriem un mic articol sau să postăm, dar totuși să facem ceva care merge, asta este diferit și o să vorbim puțin mai târziu despre asta. Exact. Dar m-a interesat ce ai spus când te-ai uitat la oameni care lucrez din Thailanda, de peste tot lume. Deci, practic, tu ai anticipat pandemia, pentru că înainte de pandemia era ceva mai abstract, ce se numește work from home sau munca de acasă. Nu prea există sau... În special în România, da. Da, lucrul de acasă, cel puțin, repet, în România, este un... sau până la momentul pandemiei, era un concept destul de puțin întâlnit. Da, exact. Deoarece nu există încă cultura, sigur, în America, în Anglia, în Occident, există, e foarte dezvoltată chestia asta, dar la noi încă nu există cultura asta, pentru că încă nu s-a ajuns să se implementeze. Dar, sigur, datorită nefericitului eveniment, datorită pandemiei, sigur că acum lucrurile se vor schimba și deja au început să se schimbe. Și... Păi uite că am avut ocazie să lucrez și am mai întâlnesc cu mai multe oameni care erau în firme corporative, cum se numesc, cu mii de angajați, exact. În care, într-adevăr, era niște pilot, adică niște teste care erau făcute pe lucru de acasă, dar totuși era poate o lipsă de încredere față de angajați, poate o parte tehnică, pentru că totuși ai nevoie de material pentru asta. Și când această pandemie a lovit, firmele respective au fost capabile să trimiți mii de oameni acasă într-o singură săptămână. Exact. Deci ne arată astfel de evenimente ca se poate. Și că se poate și muta online, pentru că în acest context foarte multe afaceri, restaurante sau alte chestii s-au mutat online din exact. Obligație. Și mai ales partea de, bine că ai adus aminte, partea de Horeca și restaurante, cafenele, baruri și așa mai departe, a fost și domeniul cel mai afectat și încă este, și încă este, din păcate. Adică la nivel de cifre, nu știu să zic exact cifrele în momentul ăsta, dar la nivel de cifre, cel mai rău stau restaurante și domeniul Horeca. Și chiar dacă s-au mutat în online, ei rămân domeniul cel mai afectat. Pentru că este o diferență, de exemplu, între a avea clienți în fiecare zi având o terasă de și online, unde fiecare mai dă câte o comandă când îți mai face foame sau când, adică experiența pe care o oferă un restaurant sau un bar nu se compară cu mâncatul acasă. Da, uite, pentru că asta mi se pare oricum destul și de logic, în sensul în care de câte știu din domeniul online, nu poți să pornești o afacere online și să ajungi la un succes a doua zi. Nu. Pentru că trebuie să fie vizibil. Adică exact. Trebuie să imaginăm că este o piață, ar fi internet un mall. Exact. Doar că ar fi un mall decât, nu știu, București întreg și sunt plin de magazini, mai mici, mai mari. Adică când un client se plimbe, să ajungă fix la magazinul tău, când sunt mii de magazini lângă el, e foarte greu. Exact, este destul de greu, dar dacă, cum zic americanii, your unique selling proposition este ceva care atrage, adică practic este elementul care te diferențiază de restul. Dacă, și asta, aici o să zic un secret, copywriting-ul. De exemplu, focusul meu în cadrul agenției pe care o am este să mă axez pe copywriting și să ofer clienților noștri partea de copywriting, adică să le scriem acel unique selling proposition de care au nevoie ca să se diferențieze de restul competitorilor. Și cam asta ar fi secretul online. Sigur, nu există succes peste noapte în niciun caz, dar dacă există perseverență și există un element, măcar un singur element care te diferențiază de restul competiției, atunci succesul va veni, garantat. Deci aici este cel mai greu, pentru că înainte pe zona fizică, dacă aveai un magazin, ce te interesează este oamenii în jurul tău și dacă sunt concurenți în jurul exact. tău. Dacă ai un magazin de trotinete electrice, să zicem așa, dacă ești singurul în orașul tău, poți să aduci client. Dar nu ai cum să fii singur pe internet. Și dacă ai trotinete și concurentul tău are aceeași trotinete la același preț, trebuie să te diferențiezi cumva. Și chestia asta cu prețul, nu, adică pe termen lung, din punctul meu de vedere, nu este o strategie suficient de puternică. Pentru că, sigur, facem rabat la preț, zicem, scădem preț. Competitorul nostru are un preț mai mare, noi punem un preț mai mic, dar pe termen lung nu va fi profitabil. Și atunci va trebui... Oamenii vin după oameni, în general. Și oamenii caută experiențe. Și atunci... Și oamenii mai ales caută să le vorbești
prin emoții. Și atunci, în momentul în care este un copywriting foarte bine făcut și vorbești omului pe limba sa, cum se spune, atunci, cu siguranță, ajungi mai ușor la inima clientului. Pentru că, da, este, probabil că sună un pic ciudat, dar e vorba de emoții foarte mult în copywriting și felul în care ajungi, la client. Uite, faptul că tu ai o agenție de digital marketing înseamnă că sunt nevoile pe zona asta, pentru că sunt oameni, mai ales când vorbim acum de business-uri mici, pentru că sunt peste 1 milion de antreprenori în România, care o mare parte dintre ei au un business mic sau chiar foarte mic. Ei sunt singuri angajați și fac fie vânzare online, fie serviciu online. Totuși, se gândesc oamenii că se pot descurca și că pot să învață. Crezi că putem să învățăm, să gestionăm și o afacere, să facem și marketing online? Da, cred că se poate, doar că necesită timp. Și atunci, în general, time managementul este ceva care, din nou, cel puțin în România, este un concept destul de tabu, în sensul că multă lume știe de time management, dar nimeni nu aplică. Și atunci, sigur, cu un time management eficient, sigur s-ar putea învăța și partea de cum să vinzi și cum să-ți dezvolți business-ul, dar și partea de cum să administrezi un business. Dar până la momentul respectiv, cred că companiile vor apela la agențiile de digital marketing și nu numai, și digital marketing și PR și media pentru a gestiona anumite task-uri, în America se spune outsourcing, pentru a externaliza anumite task-uri din cadrul companiei, până când managerul respectiv va fi capabil să gestioneze, împreună cu echipa sa, până când va putea să-și facă in-house o echipă de marketing sau... Ai atins un punct interesant și cred că am putea să vorbim 30 de ore despre time management, dar ideea este că într-adevăr o zi are doar 24 de ore, nu avem cum să facem mai mult și uneori trebuie să facem o listă cu tot ce avem de făcut, să alegem poate punctele în care noi suntem buni și putem să ne ocupăm de asta sau prioritățile și tot ce este mai complicat pentru noi sau nu avem timp și pur și simplu trebuie să investim în asta și trebuie să conștientizăm că trebuie să facem un mic efort, mai ales la început, pentru că acest efort poate să da și repede roada. Cu siguranță. Mă gândesc, care sunt primele etape când vrem să pornim o afacere online? Bineînțeles, trebuie să creăm un site. Am avut deja invitat aici și am vorbit și din experiența mea, pentru că am creat 2-3 site-uri așa pentru a mă juca, costa 200 de euro maxim cu găzuire, cu un template frumos și cu câteva module. Dar totuși nu e suficient, adică dacă ai un site la 200 de euro, nu ajungi pe prima căutare de Google, adică trebuie să creezi conținut, am zis că trebuie să faci și reclama. Care sunt primele etape după ce ai creat un site, să ajungi cât mai repede cunoscut, fără să cheltuiești nicio avere? Ok, ca prim pas, după ce este construit, evident, avem domeniul și avem site-ul, ca prim pas, eu recomand partea de SEO, pentru că este foarte, foarte importantă. Nu, SEO is not dead, cum zic alți marketeri. SEO este Search Engine... Search Engine Optimization. Deci, practic, să folosim cuvintele cheie care în site. Permit când cineva caută pe Google, de exemplu, site-ul nostru ajunge... Să apară, da, dar asta la fel se va întâmpla în timp. Adică, da, vom face SEO, vom face SEO impecabil, dar nu trebuie să ne așteptăm ca mâine, adică azi facem... tot ce înseamnă cuvinte cheie și mâine să apărăm pe prima pagină. Nu, ia ceva timp pentru că Google are niște algoritmi pe care trebuie să respectăm și are niște roboți, se numesc, de crawling. Crawling, adică indexează site-ul în motorul de căutare și atunci chestia asta ia timp. Și la fel, SEO este un proces care va necesita răbdare și timp pentru a se dezvolta. Apoi, ce aș mai face? Partea de copywriting, repet, este foarte important. SEO este SEO, sunt cuvinte cheie. Copywriting este, practic, sunt textele din site. Și aș face landing pages. Pentru că în landing page poți să cuprinzi foarte multe lucruri și poți să, practic, să transformi vizitatorul în client potențial. N-aș zice client final, pentru că depinde foarte mult cum își targetează fiecare publicul și dacă își creează profilul buyer persona, dacă își creează profilul ideal și dacă targetează ceea ce trebuie. Așadar, de asta n-aș îndrăzni să spun că imediat transformi vizitatorul în cumpărător, dar îl poți transforma în posibil cumpărător, îi poți capta atenția.
și landing page-ul pe care îl recomand oricărui site ar trebui să conțină un formular unde vizitatorul să-și treacă nume, prenume, e-mail eventual, basic, și posesorul afacerii respective să-i ofere ceva în schimb. Pentru că asta este un sistem care e folosit în America, îmi scapă cuvântul. Hai zicem un sistem folosit în America, unde există o eficiență foarte mare, adică la... Crezi o bază de date și de client potențial și în schimb oferi ceva, adică e un fel de win-win, cum se zice, cum se zice acolo. Dar totuși, asta, deci trebuie să reamintim telespectatorilor, pentru că sunt mulți oameni care se gândesc, vreau să-mi schimb jobul, vreau să-mi pornesc o afacere online, deci ne ia timp, nu putem să ne așteptăm categoric la un rezultat a doua zi. Când ai un magazin fizic, dacă ai un produs, cum ziceam, unic pe piața unde stai tu, poți să atragi la prima zi să creezi o coadă în fața magazinului și să vină mulți client. Online nu ai ce să faci, chiar dacă ai un produs care este deosebit, chiar dacă creezi o experiență, cum povesteai tu mai devreme, asta este un punct important, creezi emoții, da, ai nevoie de timp. În cât timp crezi că poți să ajungi, adică este foarte grea întrebarea asta, pentru că depinde de produs, depinde de... Dar totuși să ajungi cât de cât vizibil pe internet, în cât timp poți să faci asta? Având experiență sau fără experiență? Fără experiență. Fără experiență. Estimez undeva cel puțin un an. Ar trebui de muncă intensă. Și asta înseamnă, să zicem că cineva își dorește să își păstreze în continuare jobul și să facă în paralel. Dacă vorbim de scenariul acesta, unde încă are un job, să zicem, mai zicem part-time, sau nu termina prea să fie full-time și paralel își dezvoltă propriul business, undeva la un an și jumătate, cam așa. Dacă, chiar un an jumate, dacă face doar chestia asta timp de 6-8 ore pe zi, poate chiar un an. Și depinde, desigur, depinde ce face concret. Da, și depinde cum face. Deci dacă cineva se dedică, învață bine și se pricepe, adică este destul de bun, într-un an poate să ajungă, dar totuși 8 ore pe zi, timp de un an, este o muncă intensă. Exact, și cu siguranță va avea rezultate și mai ales dacă va persevera și nu se va... Pentru că foarte mulți oameni se așteaptă rezultatele ieri. Și în momentul în care ei nu văd rezultate, se plafonează, se demotivează și renunță. De asta, în general, majoritatea business-urilor, cam 3-5 ani, și mă refer nu numai business-urilor online, mă refer la business-ul în general, ori dau faliment, ori dispar, pentru că oamenii din spatele lor renunță. Își pierd motivația și pur și simplu nu mai au, nu-și găsesc da, drive-ul care să pentru că mai nu departe. Au știut de la început că există acest nevoie de perseveranță, mă gândesc pentru că am interesat la acest domeniu, de exemplu, pe canale de YouTube. Dacă vrei să faci vlogger, de exemplu, nu poți să te aștepți să faci 3 milioane de vizualizări la primul vlog. Exact. Trebuie să publici de 2, 3, 4 ori pe săptămână, timp de un an, 2 ani, la fel, până când o să ajungi la un număr suficient de abonați și să fii suficient de vizibil. Exact. Să nici nu poți să trăiești, să zic asta, dar să fii vizibil totuși pe asta. Deci asta este particularitatea online, mai ales că mi se pare că probabil se lungește și timpul de vizibilitate, pentru că dacă vin din ce în ce mai mulți oameni pe internet, suntem peste 7 miliarde de persoane pe această planetă. Dacă sunt 7 miliarde de site-uri diferite sau poate și mai mult, pentru că o persoană poate să aibă 4-5 site-uri. Exact. Mi se pare că se lungește, pentru că cât mai mare este piața, cât mai greu este să fim vizibili. Așa este, într-adevăr. Și acum luăm în calcul și piața în care vrem să ne dezvoltăm. Pentru că ceea ce spui tu este foarte corect în cazul în care vrei să te dezvolți la nivel global. Dar dacă, de exemplu, vrei să te focusezi pe o anumită țară, de exemplu, vrei să te focusezi pe cea mai mare economie din lumea asta, America, sau vrei să te focusezi pe Anglia, îți poți găsi nișa, îți poți găsi, să zicem că îți dorești să, nu produse, îți dorești să vinzi servicii. De exemplu, servicii de coaching. Poate să fie orice. Poți să te focusezi pe nișa respectivă, să cauți publicul din țara respectivă, sau dacă putem să luăm exemplu România. Luăm coaching pe România și ne concentrăm pe cei care sunt interesați de acest subiect și le vindem doar lor. Sau ne promovăm doar acelui public. Și atunci intervine partea de ce ziceam mai devreme, de cum te adresezi
deosebit, adică să fie un pic deosebit față de ce oferă și felul în care se adresează competiția ta. Sau pur și simplu ai noroc și te adresezi unei nișe foarte strânse și atunci lucrurile teoretic ar trebui să meargă mai bine și mai un pic mai rapid. A venit momentul să ne interesăm de un loc speram în viitor care se va crea, un loc de teatru. Bineînțeles, teatru a fost lovit de plin de această pandemie și o să vorbim cu Iulia Cristescu despre care va fi viitorul cu acest teatru care abia s-a înființat. Bună dimineața, Iulia, și bine ai venit la Matin 7. Dimineața și bine te-am găsit, Fabian. Uite că îmi pare rău, dar trebuie să zicem că este vorba de puțin, adică ești o nenorocoasă în acest caz, pentru că ești actriță, ai vrut să te împlici mai mult, să-ți creezi un teatru și fix când s-a întâmplat, fix, a venit această pandemie. Dacă poți să ne povestești puțin despre acest proiect. Da, un eveniment nefericit, dacă aș putea spune. Unii spun că industria Horeca a fost cea mai afectată de această pandemie. Eu spun că cultura este... Da, pentru că Horeca, totuși, bine, dacă e un restaurant, poți să treci online, să zicem, și să faci livra de mâncare. Totuși, nu recuperezi la fel. Unii oameni ar zice, la fel, la teatru poți să treci și să faci teatru online, dar este mult mai greu. Calitatea nu este aceeași. În sală, bineînțeles, este un schimb de energie și nu și oamenii sunt, diferența pe care o văd este că oamenii sunt pregătiți să plătesc pentru mâncare comparată online. Oamenii nu sunt pregătiți să plătesc pentru lucrurile la care se uită online. Bine, sunt platforme de streaming, dar practic plătești un abonament și ai acces la sute mii de filme, de seriale, dar nu plătești pentru o piesă de teatru sau pentru doar un film. Când plătești pentru mâncare, asta e principala diferență. Sigur că da. Noi acum suntem legați de mâini și de picioare, pentru că încă nu s-au deschis nici teatrele de stat, nici teatrele independente. Dacă este să vorbim despre sectorul independent, aici problema este destul de gravă, pentru că nu trebuie să uităm că unele teatre independente au capital privat. Deci, practic, atât managerii cât și actorii sunt pe hold și pe... Da, mai ales că e un sistem mai special, adică a fost, poate a venit târziu, dar a fost un ajutor de stat, în sensul în care în teatru clasic de stat oamenii au un salariu, deci primesc în continuu. Bineînțeles, sunt... La teatru independent depinde de statutul tău, depinde exact. Ce fel de manager, de actor e. Exact, deci... iar dacă mă întreb pe mine despre aceste ajutoare, nu știu foarte multe, nici nu cred că... Nici nu a ajuns, nici nu... Nu cred, nu știu. Nici nu am întrebat dintre colegi, nici nu s-au plâns, dar nu știu deci ce să spun. Asta este când vorbim despre faptul că teatrul este mai lovit pentru că nu există șomaș tehnic, nu există astfel de ajutor din păcate. Nu există. Aș trage un semnal de alarmă, știi? Eu m-aș duce un pic mai departe. Și aș spune că, știi, există extrem de multe școli de teatru. Trebuie lucrat la sistem. Adică este inadmisibil să ai o pepinieră de actori în țară, numai în București, pentru că nu este numai un ATC-ul în București, da? Asta nu. Și să scoți câte 300 de studenți șomeri care nu au unde să se ducă. Teatrele de stat nu au capacitatea de a absorbi pe toți. Și atunci este nevoie de aceste teatre independente. Asta am auzit pentru că sunt multe persoane care vor să devină actor, pentru că este o pasiune, adică faci asta de pasiune, este o pasiune foarte... Adevărat, dar nu este pentru oricine. Da, este foarte grea, pentru că deja trebuie să intri la facultate sau să reușești la școală, deci deja nu este permis pentru tot, pentru că locuri sunt limitate și chiar dacă locuri sunt limitate, sunt prea multe locuri, în sensul în care nu sunt suficiente de proiecte în momentul de față în România. Și poate, adică tot este legat, pentru că poate comunicare și educația publicului nu este suficient de bună, astfel încât să se creează mai multe proiecte. Cât mai mult este promovat teatru, cât mai mult vine publicul și cât mai avem un public mai mare, cât mai mult putem să creăm proiectele, dar trebuie să investim în asta. Exact. Inclusiv acum sunt câteva teatre care și-au deschis porțile, care au amfiteatre, respectiv Teatrul Național, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, dar inclusiv prin această distanțare socială, genul ăsta de săli studio sunt foarte mici. Undeva la 30, o capacitate de 30 de locuri. Ori ajungi să joci pentru câțiva oameni, pentru 4-5 oameni.
Nu zic că ar fi rău. Dacă stau bine să mă gândesc că la Paris, în Paris, deja se întâmplă această situație în care actorul este nevoit să joace pentru un singur spectator. Cred că e norocos să acest spectator, dar totuși aș vrea să te întreb, pentru că într-adevăr este o situație complicată, este și în modul, să zice, normal, fără această pandemie, era deja o situație complicată pentru actori din România. Dar de ce ai ales să faci atunci, să creezi un teatru? Adică, e nu știu, vrei să suferi sau ce se întâmplă? Nu. Da, bună întrebare, Fabian, bună întrebare. Pentru că am plecat din 3 teatre de stat și mi-am spus, ok, eu vreau mai mult. Și știi, din ce am observat, publicul încă este avid de spectacole de calitate, așezate, de calitate. Și mi-a venit ideea acestui teatru vechi independent, să-ți explic practic și de unde mi-a venit denumirea de teatru vechi independent. De la o producție de-a mea teatrală pe care am făcut-o la Green, de la un text pe care l-aveam de la Teatru Fanny Tardini din Galați, un text de un dramaturg francez, Pierre Soville, de care nu prea se știe și este de mult uitat. Textul respectiv era foarte lălăit, foarte lung, un soi de străine noapte. Și atunci mi-a venit textul respectiv, trebuia inclusiv eu să-l joc cu actorul, actor Stelian Stancu, dar nu s-a mai întâmplat, textul a rămas la mine și am spus, ok, hai să fac ceva cu el. L-am adaptat pe două personaje feminine și l-am jucat la Green. Și de aici mi-a venit ideea de aceste texte vechi, de mult uitate, adaptate și readuse în contemporan. Și practic texte și de calitate, pentru că în lumea teatrului sunt mii, zeci de mii poate de piese și sunt texte care, da, au fost uitate, dar erau apreciate pe vremurile respective. Dar tu ai ales și să le readaptezi, pentru că puteai să te gândești, ok, le iau cum sunt, le fac și asta este, le livrez cum este. Deci ar fi o muncă, să zicem, mai ușoară, să nu ar fi prea complicat, dar poate n-ar prinde la publicul. Nu știu ce să spun. A prins. Nu, dar zic că dacă nu schimb, dacă nu readaptez. Dacă nu readaptez, da, sigur. Ele odată erau concepute și am să-ți explic și de ce erau concepute în maniera asta, pentru că toată societatea de pe atunci trăia în sala de teatru, în sala de operă. La Marea Operă Garnier există niște paravane care respectă spațiul privat. De exemplu, vis-a-vis, tu puteai să vii la teatru, iar vis-a-vis putea să fie soția sau amanta, iar vis-a-vis soțul cu amanta. Și atunci tot acțiunea se muta. Și de aceea toate textele acestea erau lălăite. Mult duse. Mult. Pentru deci, că acțiunea se întâmpla nu pe scenă, ci dincolo. Am înțeles. Și cum readaptezi atunci astfel de text să fii și legat de societatea noastră? Aici intervine munca mea de scriitor. Cumva cochetez și cu treaba asta. Deci asta oricum este la teatrul independent, trebuie să cochetez cu absolut tot, pentru că nu poți să fii doar actriță. Ești propriul producător, propriul manager, propriul... Da, faci și decor, faci marketing, vânzare și mai departe. Exact. Deci este o muncă, este o provocare, mi se pare grea, pentru că dacă ai avut oportunitate să joci pe scene de teatre de stat, aveai, să zicem, acest confort de care îți doresc toți actori, dar ai ieșit din zona ta de confort pentru teatrul independent. Întotdeauna mi-a plăcut să fac asta. Mi se pare întotdeauna că un actor trebuie să vrea mai mult. Nu trebuie să se... Da, să se limitează la ce a făcut și ce știe, pentru că după asta nu mai există această pasiune și nu se mai transmite, exact. Pentru că este vorba de transmitere. Și cum s-a întâmplat această perdă? Pentru că fix când ai decis să faci acest teatru, da, era în căutare de sală. Aveam sală, lucram, eram în plin
proiect regizoral cu un spectacol, un text extraordinar, un text fabulos, tot la fel o noutate, Eden de Eugene O'Brien, un soi de stand-up comedy readus în teatru. Un gen foarte interesant, care nu este pentru gusturile tuturor, dar transpus în teatru. Da, și din păcate a venit toată nenorocirea asta și am fost nevoit să sistăm tot. Dar totuși există, a fost pentru tot un moment de șoc, în sensul în care ne-am blocat, ne-am gândit, ok, acum ce facem? Așteptăm, poate trece după 2-3 săptămâni, după 2-3 săptămâni ne-am dat seama că nu va trece la fel de rapid. Ce ați făcut atunci? Când ți-a dat seama că nu va trece și când ți-a dat seama că trebuie să improvizezi ceva și să te regândești la conceptul? A fost o perioadă în care, bine, recunosc că eu am fost unul dintre oamenii care s-au panicat în primă fază. Nu cred că cu toți ne-am panicat, dar nu vrem să recunoaștem, dar au fost câțiva zile în care ne-am gândit, wow, ce facem? Da. Este da. Clar, este 100% normal. După care am spus, zic, măi, stai puțin, că nu este chiar atât de rău. Stăm acasă, citim, studiem. Nu este nicio problemă, ne dezvoltăm, avem timp să facem toate lucrurile astea. Cumva am și înțeles că problema nu este una ușoară, cu epidemiile nu te joci. Și da, nu am fost în plin proces creativ, dar am stat și la un moment dat mi-a venit ideea de a face acest spectacol pe care noi trebuia să-l jucăm convențional, într-o sală normală de teatru, de a face un serial online. Un serial online, primul serial online făcut de un teatru independent. Da. Și încă lucrăm la proiectul ăsta. Deci înseamnă că, teoretic, dacă totul era bine, am intrat în mai multe faze de relaxare, s-a oprit pentru că a revenit puțin pandemia peste noi, dar să zicem că avem încă o dată speranța că în septembrie se vor deschide stagiunile, septembrie-octombrie, putem să sperăm, nu știm încă, o să vedem. Nu este sigur, dar dacă se redeschid, totuși vrei să mai continui acest proiect online? Crezi că viitorul va fi un viitor ibrid între sala și mediul online? Sau când se va poate să mergem din nou doar în sala? Sala se va merge, se va intra, cu siguranță. Dar trebuie să recunoaștem că trăim niște vremuri bizare și trebuie să ținem pasul cu ele. Indiferent că se vor deschide teatrele, se vor deschide sălile, cu siguranță vom merge concomitent și cu proiectul online, bineînțeles, de ce nu? Adică... Și dacă poți să-mi povestești puțin despre acest serial, pentru că trebuie să ne motivăm, adică nici nu avem nevoie de motivație, pentru că putem să stăm de pe canapa noastră, avem nevoie doar să butonăm, exact, să accesăm la astfel de produs. De obicei trebuie să ne motivăm să mergem la teatru, pentru că poate este departe, poate... Și avem nevoie de timp, avem nevoie să ne organizăm pentru asta. După o zi grea de muncă, poate este greu. Când este online, putem să facem asta de acasă. Exact. Dar este foarte important și cum livrezi produsul respectiv. Noi cei care am lucrat în televiziune și știm că un produs nu poate fi livrat oricum. Deci trebuie împachetat frumos ca omul respectiv să se uite în online. Și cum va fi livrat acest produs? Când va fi livrat? Sub ce formă? Declar castingul deschis, pentru că momentan am nevoie de doi actori. O actriță în jur de 29-30 de ani și un actor de aceeași vârstă. Dar echipa tehnică o avem, scenografi avem. Deci doi actori se găsesc, dacă aveți o pasiune pentru asta, 29-30... Doi actori, dar trebuie să fie și potriviți. Și da, pentru asta există un casting, dar dacă cineva încearcă, are o șansă, asta este principiul. Exact. Deci 20-30-31 merge și așa, dacă apare mai tânăr, e ok. Deci puteți să contactați pe lui, oricum aveți deja o pagina de Facebook, mi-ai povestit mai devreme. Pe pagina de Facebook sau pe adresa mea de mail? Deci Teatrul Vechi Independent. Da. Este pagina de Facebook. Deci acest, și Instagram. Abia așteptăm să vedem cum va fi acest serial, când o să reușești și cu siguranță o să reușești doi actori. Doamne ajută să reușim cât mai repede, da. Și în timpul respectiv mai lucrez la producție pentru sală?
În timpul respectiv, da, suntem în căutare de locație, dar demersurile sunt destul de dificile, destul de grele, dar le facem. Prima locație pe care ați găsit între timp a fost compromis pentru că... Este exact, exact, exact. Iar eu am pornit la drum să nu fiu un teatru independent prin multele teatre independente, ci un punct de reper în multe teatre, în aceste multe teatre independente, asta, de care este nevoie mare atenție. Deci ar trebui o recunoaștere, pentru că atâția actori nu au unde să se ducă și termină facultățile degeaba. Da, și nu înseamnă, pentru că nu intru la sistemul de stat, nu înseamnă că nu sunt actori buni. Și nu neapărat că nu sunt talentați, atenție, exact, exact, exact. Adică sunt talente care efectiv se pierd și este păcat. Și aceste teatru independent ajută la asta, dar încă o dată avem nevoie de public, aveți nevoie de public pentru că n-ar trebui să funcționeze. Dacă într-adevăr faci o piesă de teatru pentru o singură persoană, sunt convins că această persoană se va simți foarte bine, puteți să simți bine, dar pe termen lung nu este sustenabil pe plan financiar, asta este clar. Cum noi ca public putem să ajutăm în momentul de față cultura și teatru? Ce putem să facem în mod concret în ziua de azi să susținem teatru? Iubind-o mai mult, fiind mai prezenți și venind cât mai mult la teatru, venind. Nu numai la teatru de stat, venind la producțiile de teatru independent, pentru că vă asigur și acolo sunt niște actori extraordinari. Pur și simplu, implicându-se mai mult. Uite că asta mi s-a părut deosebit, pentru că în Franța, dacă vrei să mergi la teatru, adică este la un alt nivel, dar totuși da, este și la un alt nivel de preț, trebuie să evident, zicem asta. Evident. Deci în Franța, poate, nu știu, un bilet bun de teatru ți-ar costa 60-80 de euro în jurul... Minim, da, minim adică, 50-60 de euro. Când aici, pentru 30 de lei, deja găsești un loc de teatru. Sigur că da, sigur că da. Mai vorbim de biletele de operă, care la opera la opera Garnier, la opera din Viena, nu găsești. Deci, nu există un bilet mai jos de 50-60 de euro. Deci nu putem să zicem că cultura este foarte scumpă aici în România. Nu este. Doar că trebuie să avem dorința. Este suficient de accesibilă și chiar de calitate. Trebuie doar să fim deschiși și să vedem valorile pe care le avem. Da, aici. Și între timp trebuie să ne interesăm. Noi, de exemplu, încercăm să anunțăm și ți anunț ție înainte de tot, pentru că când o să faci producție în sala, să ne anunți și nou că anunțăm evenimente culturale, deci să promovăm sigur aceste evenimente. Dar încurajă și telespectatorii să se duc pe pagina Teatrul Vechi Independent, să vedeți acolo toate informațiile. Când apare un eveniment, puteți să mergeți acolo. Mai ales că partea interesantă totuși cu acest serial online, și asta îmi place în acest context, pentru că înainte mi se pare că e, nu găsesc cuvântul, nu e elitist, în sensul în care există un blocaj geografic la teatru. Dacă ai acest teatru independent la București, o persoană de la țara sau, nu știu, de la Timișoara, de oriunde în România sau un român plecat în străinătate, n-are cum să ajunge la tine. A văzut un teaser, a văzut că va fi un spectacol, el zice, oh, ar fi genial dacă aș putea să merg acolo, dar nu poate. Sigur că da. Cu mediul online, atunci ajunge. Sigur că da, sigur, la asta m-am și gândit. Și nimic nu este nerealizabil, tot important este să vrei. Nimic nu este nerealizabil. Uite, Iulia, aș vrea să profit de prezența ta, să ne faci o mică bucurie, dacă ne permiți. Am vorbit mai devreme că ai descoperit o poezie foarte frumoasă, mai puțin cunoscută, și aș vrea să ne povestești puțin despre ea și chiar să ne recite această poezie. Ah, da, da, da. Da, în căutările mele literare am găsit, țin minte, în biblioteca de acasă, o poezie, o carte de-a mamei, o antologie de poezie simbolistică românească, pe care am citit-o din scoarță în scoarță. Și am găsit această poezie al unui poet, publicist, prozator, traducător interbelic, pe nume Alexandru Stamatia, de care se știe foarte puțin, dar el este menționat ca un simbolist. El are o poveste foarte interesantă. Cumva a fost rudă îndepărtată cu Cantacuzini, verișor bun cu Lucia Sturza Bulandra, iar eu l-am găsit în această carte cu o singură poezie, catalogat fiind simbolist, poet. Repet,
una singură. Dar acea singură poezie era mi se pare... Era de ajuns. Cel care a adunat toate poeziile în această carte s-a gândit, ok, el e simbolist, pot să aleg mai multe, da. Dar mai bine una. Da, da, da. Nu, nici nu a scris foarte multe. Câteva a scris. Dar... Da, și mi se pare fabuloasă, mi se pare efectiv esența poeziei simboliste românești pe care vă mărturisesc sinceritate, nu am regăsit-o nici la Minulescu. Și da, dacă vreți, vă o pot recita. Da, uite, ai o cameră în față și poți să te uiți la telespectator și să ne faci acolo? Partea de această bucurie. Da. Iubirea noastră moare. Grăbește-te și vino. Nu întârzia o clipă atât cât mai e vreme. De săptămâni de zile de când tu ești departe, mă amăgesc cu vorbe, mă zbat ca într-o cursă, mă lupt cu înverșunare și sufăr în tăcere, sperând că poate astăzi, sperând că poate mâine, voi zbuti vreodată să îngenunchezi destinul. Dar astăzi văd că totul a fost o nebunie, că zilnic îndoiala în suflet un pătrunde ca o apă ce-a sfărâmat zăgazul, pătrunde zi și noapte și murmură într-una că niciodată singur nu voi putea învinge, că ar fi să-mi sap mormântul luptându-mă înainte. Necontenit pătrunde din ce în ce mai mare și amenință în tot timpul să treacă peste țărmul și să distrugă totul ce va întâlni în cale. Iubirea noastră moare. Grăbește-te și vino. Grăbește-te și vino. Învinge-te pe tine. Întoarce-te din cale. Nu mai spera zadarnic și nu mai crede în visuri, că știi că doar iubirea e singura putere profundă și supremă ce într-adevăr există. Iar gloria și lumea sunt amăgiri de șarte înfiripate în noapte de închipuiri nebune. Grăbește-te și vino. Căci chinul remușcării te va surprinde în cale cu atâta vijelie încât odihna vieții pe veci va fi pierdută, ca pulberea în vânturi. Căci va veni o vreme când singur pe lume te vei trezi deodată. Pierdut, obosit și fără de scăpare, ca într-un pustiu pe care nu-l va putea străbate nici chiar închipuirea. Grăbește-te și vino, căci numai tu în lume o poți salva de moarte. Cu o vorbă? Cu o privire? Sau numai cu un zâmbet? Grăbește-te și vino. Căci astăzi ai prilejul să fii triumfător, să te privești uimit, să vezi cât ești de așteptat, cât ești de adorat, să simți transfigurat că ești o forță vie, gigantică, profundă, divină, roditoare. Grăbește-te și vino. Vino cât mai iute. Adeseori în viață o clipă trecătoare urzește fericirea, dar și nefericirea. Grăbește-te și vino. Iubirea noastră moare. Suntem din nou în platou pregătit pentru o discuție deosebită, o discuție care ne va arăta că sunt probleme în societate, dar totuși putem să le schimbăm dacă le conștientizăm. O să vorbim despre lupta împotriva discriminării împreună cu Aurora Martin și cu Cezar Dobre. Bună dimineața, Aurora, și bine ai venit la Matin 7. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Și bună dimineața, Cezar. Avem o variantă, să zicem, ibridă astăzi. Nu știu dacă te auzim, Cezar, tu ne auzi bine? Eu vă aud perfect. Voi? Și noi te auzim, este perfect. Avem o variantă, să zicem, de context de pandemie și deci avem și varianta online și varianta în acest platou și ne bucurăm pentru prezența voastră din această dimineață.
Aura, ești consilier într-o structură care se numește ANES. Dacă poți să ne povestești puțin despre această structură care face o muncă, mi se pare deosebită. Da, ANES este Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Este o agenție guvernamentală în subordinea Ministerului Muncii și are două direcții de acțiune. Una vizează politicile publice pentru egalitatea de șanse, pentru promovarea egalității de șanse, cealaltă combaterea violenței domestice. Deci sunt două subiecte de societate extrem de importante pentru că, din păcate, tot în 2020 sunt inegalități între femei și bărbați și sunt, adică la nivel de violență conjugală, nici nu vorbim despre asta pentru că este clar că este o problemă de actualitate, este o problemă de societate și luptați împotriva asta. Dar cum luptați? Cum faceți această prevenție și care sunt acțiunile voastre? Sunt acțiuni legislative, sunt acțiuni care vizează dezvoltarea unor politici publice care să susțină femeile, să apere drepturile femeilor, să conștientizeze drepturile femeilor și acțiuni care vizează combaterea. Deci se merg pe ambele direcții, și pe prevenire și pe combaterea violenței și pe promovarea drepturilor femei. Și când vorbim despre inegalitate, ce înseamnă inegalitate? Ai exemple concrete de inegalitate în momentul de față în România între femei și bărbați? Da, sunt. Sunt, să zicem, ceva care ar fi la îndemână. Mă gândesc la partea salarială, de exemplu, pentru că asta e un exemplu. La noi, din fericire, suntem una dintre țările care diferența e foarte mică și abia sesizabilă. Sunt țări în care această diferență este... Mi se pare, dacă nu mă înșel, că în România ar fi de 3%, în Franța ajungem la 15%, deci... Pentru o dată putem să zicem că România e mult mai bună față de Franța. Da. Să zicem la intrarea în biserică, să luăm cu un exemplu la îndemâna oricui. Sunt o serie de reguli pentru femei și o serie de reguli pentru bărbați. Bărbații au mai multe, să zicem, drepturi în biserică. Femeile au mai multe interdicții, dar cu toate astea e un paradox că în biserică, în bisericile românești, cel puțin în bisericile ortodoxe, o să vezi întotdeauna mai multe femei decât bărbați. Dar n-aș vrea să duc discuția direcție. Și mai multe femei în vârstă în biserici. Și o să ajung aici la tema pe care ne-am propus-o cu legată de discriminarea persoanelor în vârstă. E o temă care nu e conștientizată suficient. Nici nu mi se pare că s-a acordat destul spațiu în emisiile televizate acestei problematici în urmă cu două săptămâni când s-a marcat această zi. E vorba de aceea apreciez odată în plus faptul că postul dumneavoastră a fost receptiv la o asemenea tematică. În urmă cu două săptămâni, pe 15 iunie, s-a marcat ziua de luptă împotriva abuzurilor la adresa persoanelor în vârstă. Da. S-a hotărât să se marcheze această zi, 15 iunie, în 2011, când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit că trebuie să se ia măsuri, pentru că de ce marcăm o zi? Nu ca să sărbătorim, să facem petreceri, ci ca să conștientizăm că există o problemă în societate și că trebuie să luăm niște măsuri. Problema era că existau foarte multe abuzuri. Acest subiect era tabu, nu se vorbea prea mult despre... De altfel, în general, când e vorba de persoane vulnerabile, foarte greu se ajunge la măsuri legislative, pentru că persoanele vulnerabile găsesc mai greu o zonă de reprezentare la nivel decizional, în așa fel încât să se ia măsuri
urgente. Mi se pare că este și mai greu de perceput, cum ar fi, de exemplu, violența domestică. Practic, sunt de obicei abuzuri față de persoane în vârstă, sunt în familie. Deci da, sunt e în spațiu privat, da, ceea în spațiu ce ține privat, de spațiu în casă, privat. Și oamenii nu sunt neapărat la curent. Oamenii mai în vârstă nu vor neapărat să comunic, să zic că au problema acasă, pentru că nu au poate puterea asta, nici poate educația era diferită pe vremuri. Nu se comunică în public ce se întâmplă în spațiul privat. Poate exact. Este mai ascuns, să zicem, această problemă. Să nu uităm că multă vreme spațiul public a aparținut bărbaților și spațiul privat femeilor. Bătrânii, persoanele în vârstă, pe măsură ce înaintează în vârstă, sunt legate tot mai mult de spațiul privat. De aceea și tocmai pentru faptul că sunt izolate, că sunt marginalizate, îndrăznesc din ce în ce mai puțin să ceară niște drepturi sau nu sunt ascultate. Și în societatea românească există destul hate speech la adresa persoanelor în vârstă. Și sunt anumite crize care scot la iveală această atitudine din mentalul colectiv. Tocmai de aceea, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse a hotărât să marcheze această zi anul acesta printr-o expoziție. Trebuia să ne adaptăm la marcarea unor evenimente generate de condițiile din perioada pandemiei. Așa încât am... Și aici intervine Cezar în poveste. Și aici intervine Cezar, da. Am hotărât să facem o expoziție, o expoziție virtuală, care a fost afișată timp de o săptămână pe site-ul ANS. A fost o expoziție progresivă, în care am valorificat un set de fotografii făcute de Cezar Dobre, un artist foarte talentat, și m-au impresionat în mod special fotografiile lui, pentru că are un ton foarte, foarte interesant, care amintește de Caravaggio. Da, dacă aveți fotografiile și puteți arăta o să, ceva. O să arătăm câțiva fotografii. Da. Dar înainte de asta, Cezar, aș vrea să te întreb, pentru că ai vrut să faci această expoziție, tu ești tânăr, adică se vede, de ce ai ales să participi la un proiect de luptă împotriva acest fel de abuzuri față de persoane în vârstă? Păi, în primul rând, sunt dispus să particip în orice fel de campanie de genul acesta, nu contează că este împotriva persoanelor vârstnice sau de orice altă natură. Îmi place să mă implic în astfel de proiecte pentru a atrage într-adevăr atenția asupra anumitor probleme. Și, de exemplu, acum în această campanie cu cea a vârstnicilor, de exemplu, fotografia de față în prima care era afișul, erau bunica și mătușa mea, care mătușa este cea de jos, bunica este cea de deasupra. Mătușa a stat o perioadă destul de lungă într-un azil, noi am avut foarte multă grijă de ea, dar ce mi s-a părut, pe de-o parte, frustrant și dramatic, este că erau și multe alte persoane care, practic, oarecum erau uitate acolo. Adică niște vârstnici lăsați undeva într-un azil și gata, nu mai uita deci, toată lumea de ei. Nu putem să închidem ochii, pentru că cu toți avem părinți, bunici, adică cu toți știm persoane în vârstă, deci nu putem să zicem că nu suntem legați de acest subiect niciun caz. Și să nu uităm că bătrânețea e un destin, până la urmă. Exact, și o să ajungem și cum tratăm noi bătrâni, este posibil să fim și noi tratați la fel la rândul nostru, pentru că ratăm un exemplu copiilor noștri, deci dacă nu avem grijă de părinții noștri, copiii noștri nu s-au grijă de noi, pentru că au luat exemplu de la noi. Vedem încă o dată pozele și o să le rulăm în continuu să vedem, pentru că le regăsim și pe site-ul anest.gov.ro. Avem toate informațiile despre această campanie care s-a derulat, această expoziție. Da, campania s-a numit, expoziția se numește Contează pe mine. Este o dublă interpretare. Contează pe mine, pe cine? Pe persoana în vârstă care toată viața a fost obișnuită să-ți acorde ție, tânărul, sprijinul, să te facă să te familiarizezi cu lumea asta, sau contează pe mine cine? Tu, persoana în vârstă care acum ai nevoie de mine. Deci merge care... în ambele sensuri. Exact. Asta este un mesaj foarte frumos și uite, aș vrea să revin, ai punctat puțin acest subiect. Am constatat în România că există o ruptură între două generații, adică sau practic generația tânără de astăzi și generația mai în vârstă, mai ales la nivel politic, e clar că s-a creat s-a creat un fel de, nu vreau să zic nici ura, dar totuși o luptă de generație.
Cum putem să conștientizăm că această luptă nu neapărat este cea mai sănătoasă? Da, tocmai de aceea am apreciat implicarea lui Cezar, care este destul de tânăr și care a venit cu interes pentru această zonă. E vorba de discursul public, cum ne formăm discursul public și ce atenție acordăm persoanelor în vârstă. Atâta vreme cât le vom privi cu le vom izola, chiar ce s-ar spunea de faptul că persoanele acestea erau izolate într-un sanatoriu. Izolarea este resimțită ca o formă de abuz alături de celelalte forme directe de abuz fizic, abuz sexual, chiar abuz financiar, abuz emoțional, abuz psihologic. Toate acestea se întâmplă. Despre ele nu vorbim prea des pentru că persoanele în vârstă nu au spațiu suficient să vorbim pe agenda publică despre astfel de probleme cu care se confruntă. Eram la un moment dat în Statele Unite și într-o librărie am găsit o carte care trata subiectul adaptării persoanei care iese la pensie, la noua viață. Iată, e o problemă la care nu mă gândisem înainte. Pentru că e un șoc pentru o persoană care a fost obișnuit timp de atâția ani, o viață întreagă, să se scoale dimineața, să plece la serviciu și să fie util societății, deodată să se trezească și să vadă că nimeni nu mai are nevoie de el. Mai mult, că lumea nu-l mai caută, că nu-l mai sună nici, poate nici rude. Și e o formă de abuz emoțional pe care o resimte persoana în vârstă și față de care societatea, nu, cel puțin societatea românească, nu ia măsuri. Ar trebui ca să existe un pachet de pensionare în care o consiliere psihologică pentru adaptarea de la viața activă la viața pasivă, la viața de pensionar să se facă. Zic că, fiind tânăr, eu mă gândesc la pensie în momentul de față, mă gândesc la ceva frumos, știi, când o să ies la pensie, o să ai timp, mai mult timp liber, o să ai timp să faci absolut ce vrei tu, dar de obicei, o să ieși poate mai în vârstă acum la pensie, depinde și care este nivelul nostru de sănătate, starea noastră de sănătate, dar totuși nu ne gândim niciodată că poate o să aibă un impact, că o să taim toate legătura cu colegi, deci pentru că petrecem 8 ore sau poate și mai mult timp la muncă, interacționăm, avem partea de socializare, chiar dacă în acest context s-a redus puțin, dar avem nevoie, suntem fire sociale, deci avem nevoie să ne întâlnim cu oameni. Dacă stăm numai acasă, poate fi o situație grea. Acum ați gândit cu experiența persoanei care a trăit în Franța. Haideți să vă spun cum se vede din partea României. Când am fost în Elveția, de exemplu, la schi, am văzut foarte multe persoane de 70, 80, chiar 90 de ani care erau în formă și schiau, care mergeau pe stradă foarte elegante, mergeau seara la plimbare. În România ați văzut așa? Nu, nu prea. Duceți-vă în sate să vedeți că drama e și mai mare. În România, persoanele în vârstă, nu numai că se confruntă cu problemele de bătrânețe, probleme de sănătate, probleme financiare, pentru că pensia automat abia e mai mică decât salariul, abia ajunge, trebuie să drămuiască între alimente și medicamente. Dar în România mai există o categorie foarte specială, persoanele care, părinții acelor persoane care au plecat la muncă în străinătate și au lăsat acasă copiii cu bunicii de foarte multe ori. Ei bine, acești bunici, aceste persoane în vârstă, nu se bucură de pensie liniștiți. Da, trebuie să-și reamintească rolul de părinte și să fie și bunic și părinte, să suplinească absența părintelui. De multe ori, pensia trebuie să o împartă între banii care vin din străinătate nu sunt întotdeauna suficienți cât să... Și banii nu sunt de ajuns, pentru că, ok, dacă primești bani atunci, dacă ești singur sau dacă ai responsabilitate mare, pentru că la o vârstă să te ocupi de mai mulți copii, este foarte greu, deci ai nevoie de resurse. Pentru asta, resurse financiare nu sunt de ajuns, ai nevoie și de sprijin și pe plan emoțional. Uite, Cezar, aș vrea să te întreb ceva legat de expoziția ta, pentru că te-ai întâlnit cu multe persoane în vârstă să faci aceste poze. Care era starea lor de spirit? Cum era? Cum se simțeau? Care erau dificultățile? Dificultățile au fost diverse. Au fost fotografii făcute într-un moment oarecare pe stradă, pur și simplu îi vedeam și îi rugam să mă lase să le fac o fotografie și atunci, de exemplu, din tristețea
pe care o aveau, pe care o resimțeau, se bucurau oarecum că intru în vorbă cu ei, că le fac o fotografie, le părea bine, pur și simplu se simțeau bine să socializeze. Cu toate că poate, de exemplu, cum e fotografia de acum, poate încercau să smulgă un zâmbet, nu prea puteau. Tot aveau o tristețe interioară. Dar cu toate acestea, oricum îi vedeam deschiși spre a vorbi, spre a fi fotografiați, spre a fi băgați în seamă, spre a face ceva. Altceva decât pur și simplu de a trece neobservați. Sau... Și se vede că... Aș vrea să vă întreb, în mod concret, cum putem să luptăm împotriva abuzurilor? Adică noi, ca tânări, ca nouă generație, cum putem să prezervăm generația trecută, să oferim un stil de viață și sănătos pe plan emoțional, financiar, cum putem să sprijinim bătrânii din România? Una dintre politici ar putea fi aceasta de pachet de pensionare. Să te gândești de ce are nevoie o persoană în vârstă atunci când iese la pensie. Confortul socializării. În urmă cu câțiva ani am mers la o conferință în care trebuia să pregătesc o lucrare despre implicarea persoanelor ieșite la pensie în acțiuni comunitare. Am căutat pe internet și n-am găsit nicio asociație care să sprijine activitatea persoanelor care au ieșit la pensie după pensiune, în viața, implicarea lor în viața civică. Am găsit doar Fundația Principesa Margareta, care oferea un program foarte interesant de dialog intergenerațional. Telefonul și este telefonul vârstnicilor, chiar fac o paranteză, în cadrul expoziției, în fiecare zi prezentam o fotografie a lui Cezar și în paralel un interviu cu o persoană implicată care are tangență în activitatea cotidiană cu domeniul combaterii abuzurilor la adresa vârstnicilor, respectiv un avocat, un medic, un consilier psihologic și am avut consilier psihologic de la telefonul vârstnicului, cineva de la poliție, pentru că sunt abuzuri care se întâmplă pe stradă. Bătrânii sunt mai înceți, sunt mai vulnerabili, sunt mai ușor de ochit ca potențiale victime. Și atunci sunt victime ale abuzurilor, ale furturilor, ale înșelătoriilor și ale încrederilor până la urmă. Deci pe site o să vedeți pe lângă tablourile lui Cezar și interviuri cu aceste scurte interviuri cu aceste persoane. Spuneam că am uitat ce spuneam. Da, uite că o să revin pe acest subiect. Ai vorbit despre comunitate, despre implicare. Așa, spuneam despre implicarea în comunitate. Nu există, da, o structură. Într-adevăr, dacă fac o comparație față de Franța, în Franța sunt multe asociații pentru oameni în vârstă. Țin minte că bunica mea era la pensie, dar avea tot felul de activitate. Se ducea la patchwork, fața cu sud și mai departe. Adică bunicul meu se ducea la sport, se numea pétanque, deci un sport mai relaxant pentru vârstnic. Avea cu toți activități. Când în România, într-adevăr, există o solidaritate, dar depinde de oameni. Adică dacă într-un sat un om decide să facă ceva pentru altcineva, se va întâmpla, se poate întâmpla, dar trebuie să fie cineva. Și nu este tot timpul cineva. Asta este problema, că nu este nicio structură și depinde doar din buna voința oamenilor din satul respectiv. Am văzut exemplu concret de lucruri foarte frumoase, de oameni care au rămas cu casa de ramata și s-au mobilizat oameni din sat, au reconstruit case și mai departe. Dar totuși nu este structural și nu este de ajuns. Da. În sensul ăsta, trebuie să construim o implicare durabilă a persoanelor în vârstă în viața cetății, ca să zic așa, și pentru asta trebuie să formăm tânăra generație în spiritul grijii față de persoanele în vârstă. Și în acest sens, spuneam de un program al Fundației Principesa Margareta, în care erau puși la oaltă, se întâlneau, cred, o dată sau de două ori pe săptămână, persoane în vârstă de la un azil,
de la un, de la o casă de bătrâni, cu copii, dar copii care aveau părinții plecați la muncă în străinătate. Și exista un schimb de experiență, pentru că ce se întâmpla acolo? Copiii aceia aveau nevoie de grija și afecțiunea care le lipsea prin absența părinților, iar acești bătrâni automat aveau această obișnuință a grijii față de copii, și copiii la rândul lor învățau pe cei mai în vârstă să umble cu calculatorul, să ceva cuvinte în engleză, schimb de informații basic, care de fapt asigura o relaționare și un dialog intergenerațional durabil, pentru că în mod sigur un copil care a crescut în felul ăsta și a primit ceva de la o persoană în vârstă și a dat ceva, va fi mult mai sensibil, mult mai receptiv atunci când pe stradă va vedea o persoană în vârstă. Deci e o educație, pe de o parte e nevoie de măsuri de sprijin pentru persoanele în vârstă, măsuri care să vină de pe linia politică. Pe de altă parte... Noi ca oameni putem să ne implicăm asta. Evident, există oricând asociațiile non-guvernamentale care au ca obiect specific sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Mi se pare că cea mai mare greșeală pe care o facem în toată fața și mulți ne o fac este că ne considerăm că atât mai bine educați pentru că am avut acces poate la o școală mai bună, la facultate, la o meserie mai bună și considerăm că nu avem nimic de învățat de la oameni în vârstă pentru că noi suntem mai educați. Ce să învăț eu de la cineva de la țară care a făcut 4-6 clase, când eu am făcut o facultate. Dar mi se pare o mare, mare greșeală, pentru că ce nu am învățat noi ca tânăr este experiența de viață. Exact. Când eram jurnalist în Franța, adoream, deci aveam o pasiune pentru... Mergeam la... când sărbătorești 50 de ani de nuntă, te duci din nou la primărie și faci un fel de nuntă a doua, deci un mic eveniment pentru a sărbători 50 de ani de căsătorie și... apreciam foarte mult să întreb la oameni, dar care este secretul vostru, cum ați făcut? Pentru că sunt chestii pe care le știi numai dacă ai 3-50 de ani cu aceeași persoană. La 20 de ani ai cum să știi cum este să stai 50 de ani cu aceeași persoană. Deci experiența de viață nu se învață, se învață doar cu timpul și putem să descoperim cu siguranță de orice persoană să învățăm câte ceva și trebuie să conștientizăm asta și să fim mai deschiși la minte referitor la asta. Da, și dacă ne gândim și la... ar fi un exemplu de bună practică într-o comunitate să existe aceste sărbătoriri la care cei mai tineri să fie invitați să participe și să se implice prin dialog cu cei care au împlinit o anumită vârstă. Voiam să spun că și la nivelul mentalului colectiv există o scindare a percepției față de persoanele în vârstă, nu numai de persoanele în vârstă, dar la nivel lingvistic, limba română are cuvântul vechi și cuvântul bătrân. În limba germană, în limba engleză există un singur cuvânt pentru ambele, old. Acest cuvânt, cuvântul vechi, de exemplu, poate fi, iarăși are o dublă conotație. Pe de o parte poate fi vechi ceva care s-a stricat, s-a alterat, ceva care nu mai e bun, deci o conotație... Mașina veche, de exemplu. Exact. Sau mâncare veche, nu? Sau medicamente expirate, vechi, da? Pe de altă parte poate fi, avem un vin vechi, care deja... devine bun, nu? Avem prieteni vechi, prietenii durabili, avem manuscrise vechi care sunt de valoroase. Celălalt cuvânt, bătrân, poate într-adevăr să aibă această conotație de expirat, de neputință, de boală, o asociere lingvistică pe direcția asta sau poate fi bătrân cu experiență, cu înțelepciune, cu senectute, iarăși o serie de... Deci depinde de percepție. Asta, dacă ne schimbăm percepția, o să schimbăm societatea. Asta ar fi primul pas. Al doilea pas ar fi... Sunt
suntem din nou în studio și suntem pregătiți pentru momentul nostru preferat din ziua de vineri, poate din săptămâna noastră. Mulțumesc că mi-ai încă o dată că ai venit. Eu vă mulțumesc. Mihai, dacă nu știți, dacă este prima dată când vedeți această emisiune, este un dresor profesionist canin și un pasionat înainte de tot și în fiecare vineri ne aduce câte o rasă diferită și trebuie să o cunoaștem că astăzi este chiar impresionant. Păi da, astăzi chiar sunt și mai pasionat. Astăzi avem Presa Canario. O să prezentăm această rasă. Pero de Presa Canario este un câine emblematic insulei Gran Canaria. Ce să spun, un câine de pază, desăvârșit, un câine mare, care poate să ajungă la 50 de kilograme. E un fel de pitbull, dacă doriți, un fel de amstaff, dar mult mai mare, la cote mult mai mari. Mult mai puternic, cu o mușcătură puternică, folosit tot pentru paza vitelor, animalelor în general. Un câine extraordinar de iubitor cu familia și copiii și îl avem aici pe Blade. Deci o să îl arătăm imediat, o să avem imagine, pentru că stai în așteptare, stai liniștit, dar totuși este o rață de că să-l vedem, cât de impresionant este, cât de impozant. Acum se odinește, dar când se va trezi și când o să-l vedem chiar în picior, o să ne dăm seama de cantitate de muși, pentru că mi se pare că sunt doar muși de acolo. O să-l invităm pe stăpânul lui alături, pentru că trebuie să facă echipă. Ce să spun, Blade este un câine, un Presa Canario cu pedigree, bineînțeles. E un veteran al școlii mele de dresaj, pentru că acum avem 9 ani. Wow, 9 ani de... Și mă bucur foarte tare pentru că îl avem pe Blade aici, deoarece putem să arătăm cum se comportă un Presa, pentru că dacă ne documentăm o să vedem că la bază e un câine dificil, e un câine care are nevoie de o mână de fier în spate. Vedem cum se comportă un Presa dresat la o vârstă înaintată. Da? Ăsta este Blade, un câine calm, un câine care... dacă e nevoie, reacționează și credeți-mă, o să-l vedem și în avem material. Avem câțiva imagine pregătite. Da, reacționează într-un mod foarte brutal. Presa Canario este un câine, din punctul meu de vedere, perfect. Ce greutate are? Pe la 80-90 de kilograme, nu? Nu, el cred că duce undeva între 70. 70, dar totuși este deja... Da, dar ei pot fi și mai mari de atât. Deci, e un câine... Nu cred că trebuie neapărat să ai spațiu, pentru că el se pretează foarte bine la apartament. Vedeți, el are practic un păr, nu are blană. Dar s-a acomodat destul de bine, zic eu, și la curte. Ce să zic... Atunci când am început dresajul, era un cățel foarte, foarte brutal, sărea la toată lumea de pe stradă, făcea pază obsesiv și excesiv stăpânului. Deci, ce să spun? Dar eu zic că este un câine perfect, pentru că nu este un câine foarte mare, adică e un câine mare, dar se poate și mai mare de atât. Este un câine cu păr scurt, un câine liniștit. Au fost niște... Asta vreau să zic, că pare liniștit, dacă nu este în acțiune, dacă nu există un pericol față de stăpân, până să înceapă dresajul, a scos o ușă din balamale și a mutat-o în altă cameră. Păi e ok, atunci... Da, nu-mi place decorul, pur și simplu. Da, e... Nu, deci a scos-o din balamale, efectiv, a mutat-o în altă cameră și când a venit stăpânul, l-a găsit pe ea din coadă. Am înțeles, deci e... Sunt evenimente impresionante și într-adevăr necesită poate un mic dresaj pentru să nu distruge tot de acasă. Haideți să vedem imagine, să vedem cum acționează Blade, să zicem, în acțiune, pentru că repetăm că avem bucurie de a-l primi în acest platou, dar este mai bine să vedem cum se desfășoară în activitatea liberă, în afară, să pregătim acest filmuleț, să vedem exact cum este dresat. Este un rasă de câini sociabil și cu alte câini? Sau, pentru nu, că vorbeai despre... Nu. Pentru iubitori și pentru cei ce ne urmăresc, o să vedem că presa, această rasă poate fi găsită pe mai multe culori. Nu este un câine care să accepte câinii în mod special decât, eu știu, câinele lui din curte sau pisica lui din curte, însă poate să facă pază la cote impresionante.
Deci vedem deja aici cum s-a... Aici avea 2 ani când noi eram în pregătire și lucram într-un parc. Atenție, noi am dorit foarte mult să socializăm acest mascul pentru că era foarte agresiv. Și zic eu că ne-a reușit. Acum copiii pot veni la el, nu pot veni oamenii adulți, oricum. Se poate sta de vorbă cu cineva, rămânând în poziție, deci este controlabil în acest moment. Uite, am o întrebare pentru tine. Cum fac ca să ai diferența între copii și adulți? Pentru că un copil poate să ajungă la el, nu un adult, dar cum face diferența? Cum se comportă ca să ai mereu mai drăguț față de copil? Știu cum percep ei. Tot ce vă pot spune este că poate să facă diferența între femeie, bărbat și copil. Aici eram într-un antrenament de pază la stăpân. Da, ei pot face între copii, între femei. Am avut câine care era, o să râdeți, misogin. Nu suporta absolut deloc femeile, însă cu bărbații, și cu bărbații avea o problemă, dar dacă era să aleagă între ei, era mai bine femeie, bani, zic. Da. Nici copiii nu erau cu atât mai mult, nu-i plăceau, pentru că îl enervaseră și dădeau cu cornete în el, țipau la el, pentru că... dar în general, vorbind despre presa, presa este un câine care își iubește foarte tare copiii din casă și un câine înțelept. Aș vrea să-l invit lângă noi pe Alex, dacă se poate, dacă putem să-l lăsăm pe Blade în așteptare pe acolo. Oricum, vedem că stă liniștit, uite, poți să te instalezi aici. Alex, aș vrea să te întreb, de ce ai ales această rasă de câine și nu o altă rasă? Mi-a plăcut destul de mult și, nu știu, sunt niște câini impresionanți. În prima fază, când am văzut această rasă, l-am văzut pe tatăl lui și am zis... îmi doresc așa ceva. Și știai toate provocările pe care te așteptau? Știai că... Da, știam că nu este chiar orice câine, nu este chiar atât de ușor de dresat, dar se pot dresa, adică nu sunt chiar imposibil de dresat. Și plus că m-a interesat foarte mult să am un câine echilibrat, nu mă așteptam pe de-o parte să distrugă jumătate de casă, dar... Asta voiam să te întreb, cum a fost reacția ta când ai ajuns acasă și ai văzut o ușă de armă? Au rămas mut, pentru că practic acea ușă era între două camere și el a zis, ok, eu vreau să stau și în camera cealaltă, cred, nu știu ce a fost în capul lui. Și aia a fost. Până la urmă am făcut un perete din rigip și am acoperit acea ușă, că am văzut că nu-i place. Bine, mi-aduc aminte că de-abia începusem dresajul și am intrat în casă și îi făcuse o gaură în ușă. Dar după asta s-a organizat și tot ce vă pot spune este că a început să fie alergat, a început să-i se consume energia, pentru că contează foarte mult. Sunt câini de calibru, trebuie să ai grijă de ei, trebuie să-i consumi, pentru că altfel îți distrug tot, absolut tot din casă, însă, așa cum am crezut întotdeauna, a consumat câinele, al înnota, el înnota foarte mult, îl ducea și înnota. Asta îți trebuie timp, de aceea le spun oamenilor că trebuie să-și asume câinele pe care și-l iau. Alex, de exemplu, cât timp petreci în fiecare zi în medie cu el? Momentan el stă la curte, dar când îl aveam la bloc, pentru că l-am avut la bloc 6 ani de zile, în jur de 3-4 ore pe zi. Deci 3-4 ore da, pe zi. Și tot lacul Herăstrău îl dădea not. Tocmai ca să nu mai avem probleme. Și să se consumă energie, deci da, ai nevoie exact. Chiar și, de 3-4. Și plăcea, adică îi făcea plăcere, nu era... Păi dacă ceva rău pentru el. Dai seama că dacă ne ocupăm de el, dacă stăm cu el și ne distram, n-are cum să nu-l placă. Exact. Deci este totuși o responsabilitate mare când ți alegi astfel de cățel. Da, da. Sunt câini energici și e de preferat să știi la ce te înhami. Chiar dacă e mare și pare greoi, e foarte rapid. E foarte rapid, o mușcătură foarte puternică și e chiar important să-l alergi, pentru că creează psihoze. Creează psihoze și cel mai des întâlnim agresivitatea și la oameni și la câini, la presa canario, dar, atenție, nu spun că nu ar fi un câine, din punctul meu de vedere, aproape perfect, pentru că nu-i nici mare, excesiv, da, cum e un mioritic, spre exemplu, este un câine cu păr scurt și un câine care nu este niciun lătrător din câte am văzut eu așa, nu latră excesiv. Sunt câini, spre exemplu, câini de vânătoare latră în continuu.
Și este liniștit când energia este consumată. Asta este singurul secret că trebuie să fie scos. Este o rasă des întâlnit în România, pentru că ziceai că vine din insulele Canarii, deci este o rasă specifică din regiunea respectivă. Dar în România sunt multe... Da, avem exemplare, avem și campioni chiar în țară cu care ne mândrim, deci e o rasă iubită și, ce să spun, mult dorită în ultima vreme. Vă mulțumesc foarte mult, Alex și Mihai, pentru că ați venit, mai ales că ați venit cu Blake, că ne-ați arătat această rasă frumoasă, deci îl vedem aici atât de liniștit. Cred că singura problemă la această rasă, pentru că trebuie să găsim o problemă undeva, este că e atât de drăguț că ne vrem să-l luăm în brațe, să-l mângâiem, dar pentru adulți nu este recomandat. Dar nu se poate. Exact, da, nu se poate. Dar Alex, tu poți să profiți de el și asta este cel mai important, da, pentru că ești stăpânul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră din această dimineață. Vă reamintesc, dragi telespectatori, că puteți să urmăriți pagina, canalul de YouTube Dresaj Ieftin. Vedeți toate sesiunile de dresaj acolo, toate rasele. Avem toate sesiunile de dresaj. Am început un episod cu vedete, cu evoluția cățeilor vedetelor. Astăzi, de fapt mâine, o să postăm cel de-al treilea episod cu Ruby. Am văzut asta. O să urmeze foarte curând și cu Pepe și o să o ținem așa din vedetă în vedetă pentru dumneavoastră, pentru a-i vedea la ei acasă așa cum sunt ei alături de cățeilor. Și cum sunt vedete și iubitori de animale, pentru că toți oamenii suntem iubitori de animale și asta este foarte frumos și această pasiune ne leagă cu toți. Și săptămâna viitoare o altă surpriză, nu dezvăluim nimic. Bineînțeles. O să vedem, deci vă invităm săptămâna viitoare din nou în acest platou vineri de la ora 10 să profitați de acest moment deosebit. Se termina deja săptămâna noastră și această ediție la matin a 7. Mă bucur că ați rămas cu noi și că ați profitat de emisiunea noastră în această săptămână și vă invit în timpul weekendului să profitați în continuu de best-of-urile noastre sâmbata și duminica de la ora 8 până la ora 10. Înainte de a ne revedea în acest săptămâna viitoare, vă propun bineînțeles să urmăriți toate emisiunile de weekend la 7 TV. Avem multe programe deosebite. Vă invit din nou luni dimineața să ne revedem la matin a 7 și vă doresc un weekend minunat și o zi liniștită. Rămâneți cu 7 TV! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.